La, la noi în Moldova toți sunt perfecționiști și nimeni nu faci. E în dar... Dar invers, perfecționist în față. Să unul pe altul, că tu ești tema mai gine. Noi avem așa o chestie, la, da, de dar, știi faci. și am vrut să întreb... Uh, uh, iată, hai să începem mai, mai, pragmatic și mai, mai simplu. să începem și de la Vlaicu, că Vlaicu a tăcut mult timp în podcast. Tu când sunți n-ai motivație, și întreprind? Nimic. <laughs> Deci, noi aici, toți trei, ne-am adunat. Avem un, psiholog, și avem un psiholog avem un, lucrator. un Cum să In... te prezint? la? Like? eu nu sunt psiholog. Tu nu, nici eu nu e și eu scurcitură. Da. eu sunt de așa. Da, noi și ne-am îmbrăcat toți trei în parcă... Așa și trebuie. să de, asta, de asta pe fundal roșu apare tot foarte bine. Deci, subiectul central e motivația care aș vrea să-l discutăm. De ce? Pentru că am observat foarte mult în ultimul timp toți oamenii sunt foarte triști. Și așa, mai ales că am întrebat și pe stories, când am întrebat uh -huh. pe despre motivație, am primit extrem de multe răspunsuri. Majoritatea din ele sunt pe pe ideea că nu găsesc motivație, nu știu ce să fac, nu știu cum să mă inspir, nu știu cum să găsesc sens și tot așa. Și mie îmi pare că este un subiect central care mulți poate când ies la 513 sau mă rog undeva acolo, zâmbesc unul la altul și pretind că trăiesc gine, știi? <laughs> Dar singur acasă să duc sara și spun, doamne, și fac eu și, și de unde am luat eu? Și inclusiv și eu trec prin așa stare. Și eu cred că ar fi poate interesant mai întâi să definim cum înțelegem noi motivația pentru că, și cred că aș ruga și oamenii dacă privesc, să... dacă au careva definiții, cum înțeleg motivația, tot ar fi nice să scriți în comentarii. Dar că cum, cum definești? Hai d -ă, d -ă să începem cu vlaicul mai întâi, bun? Că e tomul ai dai o definiție de asta super explicit, cred că și... Și -a să ne blochează și -a să ne ducem acasă, să da. închidem tot. Eu, eu, promis nu o fac pe psihologul, știi, gen, tipa, eu știu mai multe decât voi și nu știu ce. Eu Eu cât de mult uman. De oricum trebuie să fie cineva care să controleze și să ne calul. Da, 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 da. Mm, Hai nu eu și eu <laughs> ăsta. Hai eu să încerc eu. Eu ca pot. Am mai controlat calul și eu. Câteodată... Control, controlez tu controlezi aparatura, dar eu paharul meu. <laughs> cum înțelegi? Că vrei cu te gândit la motivație, și deși e este, deși e, nu cum îți găsești motivație? Te gândit vreodată la asta? Motivația mi pare că e hai, eu o să iau foarte filozofic, dar dacă la un moment dat o să încep să aberez, voi să mă opriți și să-mi spuneți stai cuțic, hai să revenim cu picioare pământ. Uh, motivația eu văd, hai să luăm viața ca o ecuație. Și există mai multe uh, Elemente sau... Necunoscut. Te, sau da, ne, bine, necunoscute. Da, bine, necunoscute rezultatul, sau, mă rog, există mai mulți termeni, mai mulți sau mai puțin variabile. Uh -huh. Și motivația reprezintă acel termen care este foarte variabil, care, într-un final, dacă tu plusești sau mulțești fiecare termen, la final primești un rezultat. Și există marele risc că această motivație, dacă e ea, este zero. În momentul în care se mulțăște sau se împarte, cam nu prea are sens rezultatul. Uh -huh. Într-un fel așa, AX plus B, e egal cu să mai degrabă, unde X e motivația. Să mai degrabă X, mulțit la B, uh -huh. unde B este motivația. Uh -huh. Și dacă motivația asta este aproape de zero, uh -huh. atunci ești ca rezultatul să nu aibă sens sau să fie egal cu zero. Adică okay. eu, cumva, pentru mine, cam așa, cam, cam asta ar fi, pentru mine, definiția, pentru că eu nu am niște termeni foarte exact cum mm -hmm, să o definesc. Dar eu îmi dau seama că în momentul în care această motivație, această energie, acest drive, pentru că, de fapt, pentru mine, motivația este egal cu drive. Drive-ul nu neapărat se măsoară în, nu știu, chestii financiare, adică este o, o energie sau un... un nu știu cum să zic. Dorință, cred. Că, un no? ceva care nu neapărat este material sau 95-99% nu este material. Ok, ok, da. Are sens. vezi că e ca tu cumva cu drive-ul asociezi, dar eu cu inspirația mai multă îl tot, eu tot m-am gândit cum să definesc și înțeleg că asta e un concept abstract cumva în capul meu. Adică eu nu pot defini, este ceva uh, nematerial, dar uh, urmărind, de exemplu, cum eu funcționez și, și video-uri mă uit, pentru mine motivația e mai mult egală cu inspirația și cu sens. Adică mm -hmm. în momentul în care eu găsesc sens de a face ceva și sensul este super, el mă aprinde, mă aduce în drive iarăși apă da, eu tot funcționez, adică eu lucrez cu mare dorință și repede și și din contra, că nu găsesc sens, da, e că acum e problema mare la noi, societate, că puțini tineri găsesc sens sau nu cât tineri, mm -hmm. vă e mm -hmm. oamenii, știi? Mm -hmm. Și asta, din punctul meu de vedere, ține de la toate schimbările, de la pandemii în care s-au întâmplat, de stresurile, faptului că Ucraina e în război și tot așa. Asta foarte tare afectează și mulți, pur și simplu, pierd, se blochează. Dar revenind la mine, pentru mine asta e mai mult inspirație. Eu sunt de acord cu amândoi, pur și simplu acolo mm -hmm. sunt mici devieri. Adică dacă, dacă așa să hai să zicem, după dicționare, psihologie, acolo ar, Dacă să simplificăm, ar fi așa o, o combinație dintre partea asta fiziologică, comportamentală, cognitivă și ei este an și partea socială care te influențează. Și când tu ai despre ecuație, e adevărat că adică poate să fie partea fiziologică tu, de exemplu, e afectată, dar tu vrei ceva să faci, dar tu e că nu ai puterea asta, tu n-ai dormit, tu n-ai mâncat. Adică necesitățile tale primare de care îi răspunde securitatea, ele nu sunt alimentate. Și în cazul dat, motivația ta cumva îți duce într-o parte. Și aici, să ne de inspirație, tu ai spus. ea că asta e de obicei e partea asta cu video-urile pe YouTube. Mm -hmm. Când noi vedem o nu știu, scol, da, fă, flotări, suite, tu vrei să ajungi și campion, nu știu, și lasă. Da 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 da. da, 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 <laughs> și asta e o parte componentă a motivației, emoție. Că asta e ideea la acestor video. Când tu te uiți, tu cumva te inspiri, sau tu ești în furii, ești într-o situație în care, de exemplu, n-ai ieșit din trânsă, dar vrei să ieși uhum. din furie, deși eu sunt în zona asta. Sau ai într-o zonă de frică, că acolo în video tu vrei să stai toată viața ta în casă și nu o realizezi tu te sperii din cauza asta și tu începi a face ceva. Sau poate să fii, de exemplu, nu știu, vinovăție că n-ai făcut și cumva să te inspire. Numai că, uite, există și o altă, un alt moment în care inspirația poate să nu funcționeze așa tare. Uhum. Cât este mai tare inspirația motivația ce care noi zicem de tip inspirațional, cu atât mai puțin poți tu să faci. Paradoxul e că așa ajungem în, hai să zicem așa, ca o axă de U inversat, tu trebuie să ajungi la un nivel optim de motivație. Mm. Pentru că dacă tu ești prea inspirat, tu ești prea excitat și tu nu poți să te apuci. Și cheltui foarte multe resurse în cazul dat. Și atunci cumva ieși da, dar și nu cumva. Blin, eu tare sper că n-am fost tare psiholog în casă. Eu mă uit la chestile voastre și voi așa... Noi ne-am blocat. Eu așa văd... Nu, nu, <gri> eu ascult și mă gândesc că... Tu ai zis că să nu fii foarte excitat și de aici vine prima, în general, un fenomen tare renumit. Asta e să te motivezi tare mult și să motivația când trebuie să te culci înainte de somn. Nu știu, uh. tu ai avut așa chestii? Da, eu am avut, acum nu mai am. Nu? Nu. No. Dar cum ai eliminat tema asta? Eu, pur și simplu, vine ora 8, de exemplu, uh -huh. și eu, pur și simplu, încerc să nu mă gândesc la lucru deloc. Adică, chiar dacă viața mea este foarte mult lucru, Uhum. Și pasiunea pentru cei ce fac se intersectează cu lucru și tot așa. Eu mi-am dat seama că la un moment dat eu trăiesc cu lucru și viața personală este lucru uhum. și lucru este lucru și hobby-urile sunt lucru și tot e lucru și atâta lucru, hai, o lecuță că mai ogăiești, mai privești o prostioară și culcăte și doar normal. Ea că de unde îți vine dragoste față de trash? Da. Video trășoare, 100 da. și eu aici o să pe Cristina, așa, Cristina, mă rog. <laughs> Dar are sens și spune el, pentru că, e că partea asta poate fi și din motivația comportamentală. Când tu, de exemplu, ți-ai făcut o deprindere la o anumită oră și, și anumite deprindere și ți-au ți oferit trei componente importante. Adică tu știi cum să faci, tu știi că poți să faci, să dai la o parte telefon, de exemplu, și să aduce beneficiu, că e că am mai enumerat, că e că viața e lucru, așa la e lucru, așa e lucru, și că deși eu trebuie să dau într-o parte. Și Motivația de tipul ăsta îți poate oferi, de exemplu, știu că pot face și nu ați multe resurse și adică eu să mă duc în zona și așa îți pot face. Dar momentul e că dacă stai mult și lucrezi uh -huh, uh -huh. și este așa o chestie de genul motivație de tip de activare a creierului, partea asta o înțeleg foarte mult ăștia care mănânc, de exemplu, dulci. Uhum. Poți să mănânci dulce, zahăr, zahăr Și așa din uhum. interior Se crește insulina glicimiești Și ți -ți pare că tu ești super motivat Dar de fapt pur și simplu asta tu prin inducția a Componentelor chimice sunt ți-a venit așa un va. care ai de pe urmă să ducești Tu iară crezi iar că am pierdut motivația Dar e pur și simplu alimentație incorrectă Și atât dacă noi stăm înainte de somn da, Și mult TikTok la noi crește și noi credem că avem idei geniale în momentul ăla și noi dă să scriu mult. Și apoi după asta nu pot dormi toată noaptea și noi așa suntem mega motivați și după asta este afectat somnul și noi ne trezim cu așa, parcă o stare obosită. Și dacă ești prelungești pe mult timp, noi ajungem așa. Noroc de sau salut, anxietate. adevăr afară. Hai Da, m cam vizitat pe mine. Eu știu și eu. Eu nu pot să de chestia asta. La mine sara se declanșează toate planurile. Tot, 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 și în general. Micromodificări și înțelegeri și sensuri, eu sara le gândesc. Păi totuși ați făcut o deprindere. Da, asta e, asta e ideea. Acum e ca în momentul în care ai deprindere de asta. E trebuie desprinsă? Sau... Depinde, depinde cum îți, care Când, ți este regimul tău Știi de că ea, afectează și orarul. Adică dacă tu te culci la două, pentru că tu de la 11 și la două gândești, tu nu ai să te trezești la șapte. evident, tu ai să te la nouă, la 10. Adică mută orarul. Da, dar dacă asta nu ți afectează, dacă tu ești ok să te trezești la două, nu e o problemă. Adică, importantul, măcar să ai regimul celălalt de ore, am oia somnologii, zic, nu atâtea orele, dar ciclurile sunt importante. Trebuie să ai cel puțin 5 cicluri. Adică, dacă tu le ai pe parcursul zilei, e de okay. cicluri? Vezi că noi avem somnuri de diferite, mai adânc, se, mm. etape în somn. Adică, din momentul acela când tu adormi pe o perioadă de timp și când trezești, te trezești așa de obosit. Adică înseamnă că tu ai fost forțat să ieși din somnul și dânc. Uh -huh. că avem nevoie de cinci cicluri de este complete ca tu să simți restabilit, odihnit și în momentul ăsta dacă tu le faci, de exemplu, parcurs, uh -huh. și pentru tine e suficient. Adică nu are importanță că tu te culci la 3 dimineața și trezești, de exemplu, la 12. Ah, eu am auzit de așa orar, cumva, 3 ori dormi, 3 ori lucrez. Sau 3 ore dormi și 6 ore lucrează, ceva de genul. Poate fi, numai că trebuie să, trebuie să fie așa o caracteristică personală pentru tine. Adică trebuie să vezi, funcționează asta pentru tine sau nu? Mm. Pentru mine extrem de mult nu funcționează. Pentru mine 9 ore sau 10 ore trebuie să fie numai decât de sau. Eu dacă da. nu le dorm, e Ciclul e grade. o oră jumate, corect? Înțeleg. Ciclu nu ți-ar putea spune concret acum. Depinde, trebuie că, că de la unul la altul. Că dacă ar fi... Nu, nu e o oră jumate, decât de fiară că există somn ăsta adânc și există uh, un fel de fază uh, light sleep, dacă mm -hmm. nu greșesc mm -hmm. în engleză se numește. Și plus încă mai este și ciclul ăsta de adormire, de cât timp ți ți să adormi. Mm -hmm. Pentru că de regulă dacă ți țea mai mult decât un sfert de oră, teoretic am tu, tu chinui corpul să-l să pui în faza asta de adormire. Da. Și cel mai bine e să faci ceva până îți vine Mai să... mult de 15 minute? Păi cam așa, adică de deja dacă e 15 minute, riști cam să... Mă rog, mai scurt, tu chinui. Eu, eu niciodată n-am adornit în 15 minute. Da, Nu, într-o oră. O oră jumătate. Gen, dar. stângi tot și te culci și da, simți stai da, și da. trebuie să te eliberezi creier. Eu revenind, da, revenind la faptul că vin idei multe înainte de somn, eu am găsit așa un remediu tare interesant. Nu că remediu, dar o soluție. Pentru că eu am înțeles așa, când îți începe a-ți gânduri, dar ele sunt așa tare parazitare, ele, ele îți dau tăti te tingim din toate punctele de vedere și îți dau cele mai geniale soluții și tu efectiv nu poți să dormi, te învârtești. Te, te, pe o parte, pe alta. Dar am încercat să iau telefonul și să scriu. Tot ce îmi vine în cap. Nu că să gândesc vreo idee și aia, dar e că eu am o senzație. Senzația asta nu-mi permite nici să dorm. Și eu iau telefonul și încep să scrii, scrii, scrii și e suficient 20 de minute să scrii. Când descarci gândurile în telefon, gata, tu te-ai eliberat. E ca asta e tema bună. Da. Și are și o explicație, de ce. -i este efectul ăsta zăigarnic. Era o doamnă care au văzut efectul ăsta că dacă noi nu finalizăm un lucru, și el tare s-a popularizat în gestal, asta era bine, mm -hmm. gestal. Mm -hmm. uh, Eu au văzut așa, au făcut un experiment pe chelneri. Chelneri care nu-și notau uh, cum comanda. Știu, comanda, ei țineau minte. Și care s nu au achitat, ei țineau minte că trebuie de deservit Cei care deja, de exemplu, da comanda și-au achitat deodată, mm -hmm. Ei puteau să uite. s a ajuns la concluzia că un fenomen care nu este finalizat, el se ține minte. Cumva el nu este procesat. Și că când tu stai și te gândești, el nu e procesat. Dacă când îl treci repede pe foaie, tu l-ai finalizat. Tu l-ai fixat acolo. Și mm -hmm. ai făcut o descărcare și atunci gata. Mintea ta e liberă. Dar tu ai spus mai devreme de telefon. Mm -hmm. Ți nu-ți pare că social media îi cauză lipsă de motivație în general, acum? În anul 2023. Depinde pentru cine. Adică simplul fapt că oamenii stau mult pe net uh -huh. și consumă, 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 asta te demotivează și te scurge general de energie. Tu nu mai vezi sens să faci ceva. Nu, no, depinde pentru cine. Acum adică depinde pentru cine. Uite, no, dacă tu ai un mindset, înainte de podcast no. ne-am vorbit despre așa, un psiholog, Carol Dweck, el zice despre două tipuri de mentalitate. Mentalitatea asta rigidă și orientată spre creștere. Uh -huh. Acea rigidă o să fie orientată spre ceea că eu cumva nu sunt ok că eu cumva nu pot face față, vreau pastile magice care repede să fac acum, dăm mm -hmm. rezultat acum, nu vreau să văd efort ca parte componentă a dezvoltării mele personale. Și persoana asta care are o mentalitate rigidă, ea se la cineva care are succes și să zic, e, dar eu nu pot, e, dar nu știu Sau să și găsească partea asta de raționalizare. O furat, e prost și așa mai departe. De mm -hmm. Dar pentru cei care au o mentalitate orientată spre creștere, dar și eu să încerc dar eu mereu să fac un podcast, dar eu deci nu pot așa-și faci. Și atunci ei văd asta ca o provocare. Ei acceptă provocarea, nu se dau un lături la obstacole, dar mai mult înaintează când văd obstacolele, acceptă critica și învață din critică și pot învăța de la alți oameni. că asta e foarte important. Eu văd la celălalt ce pot eu lua, de exemplu, de la tine că facem podcastul, ce pot eu lua de la tine și pot corecta. Uh -huh, uh -huh. Și atunci eu sunt orientat și social media în cazul, da, e o doză de motivație pentru mine pentru că eu partea cognitivă e la mine orientată spre creștere. Uh -huh. Și adică, e ca una din punctele motivației este partea asta, motivația cognitivă. Cum eu interpretez, ce valoare eu dau la evenimente și întrebarea pe care o pune, de exemplu, Carol Dweck, cine ești tu dacă nu ai succes. Și dacă tu te gândești că tu ești, nu știu, prost, n-ai valoare, ești toxic, ești rău, asta te accepte, înseamnă că ești în zona asta de rigiditate partea bună că creierul nostru este flexibil și noi putem să traversăm în partea asta de... Asta am vrut să întreb. de două tipuri de creier și mă interesa dacă poți, poți să Poți, poți. E, eu învățare. Pur și simplu, e greu. Și atunci e partea la mentalitatea rigidă că nu vrei să depun un efort și pentru ce dai în pastile magice și atunci e că dacă faci, nu știu, filmezi, ai să fii deodată milionier. Și când colo faci primul efort, gata. Și pierde motivația. Pentru că așteptările erau greșite. Hai voi vorbiți mai mult că vă <laughs> nu, nu, nu eu mă gândesc, nu mă gruzește, eu mă gândesc la, la ideea asta de motivație și înseamnă e și deși lumea o caută și deși fără dânsa oamenii nu lucrează și nu fac, nu creează, știi? Adică mine asta mă interesează și eu n-am răspunsul la asta. voi deși vă ocupați cu, ea, ca cu podcast. -ul? de exemplu, pe lângă altele servicii pe care le oferiți, voi deși vă ocupați? Deși ne ocupăm. Tu știi de ce, dar Pentru că putem. E explicație, dar nu e suficient. Tu poți stai și să dormi acasă. Dar nu faci asta. În loc de asta, tu vii și filmezi. Da. Aici să să în două lucruri, cred că. Factorul comercial okay. și factorul social. Ok, aici ce înseamnă da. factorul social? Factorul social, că trebuie de educat și de pus oamenii pe gânduri. Uh -huh. Adică trebuie de contribuit, de creat conținut local, de arătat cum oamenii gândesc, de promovat libera exprimare, de promovat faptul că trebuie să ne acceptăm așa cum suntem și nu ne criticăm. Mm -hmm. Factorul ăsta social, de implicare socială. Și podcast, prin urmare, făcând, creând așa conținut, cumva vine și partea comercială că uh, uh, promovezi brandul personal și produsele care le ai. Ok. like eu, Pe Vlaicu like Tredi l-a întrebat nu de podcast, cred că o leacă mai deep, deși da, tu te ocupi hai, cu filmmaking-ul da, și puțin așa da, îți place, da. pentru că el face mai mult, el filmează da, 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 mai mult multe da, da, da. podcast-uri. Uh, cred că și revenim la motivație. Uh -huh. uh, eu, hai să zicem, 5 ani în urmă eu nu avem idee că eu o să mă apuc să filmez podcast-uri. Uh -huh. Adică trebuie de pornit din, din, din locul celălalt. Și mi pare că, de fapt, motivația ea e un fel de uh, proces în lanț, când o motivație creează un alt fel de motivație și tot așa altă motivație, și una din alta rezultă. Uh -huh. Adică dacă eu am încheiat, de exemplu, studiile în arte vizuale, eu eram motivat să mă ocup de asta. Doar că eu atunci făceam fotografii și eram motivat să găsesc o modalitate prin care să-mi pot fructifica cunoștințele și din asta să am inclusiv venit că eu uh -huh. să pot trăi uh -huh. în timp. S-au schimbat o licuță că lucrurile, s-au schimbat un pic uh, realitățile, adică de la Cluj am ajuns la Chișinău, de la fotografie am trecut la filmare, iarăși filmare ce fel de filmare, pentru că nu m-am apucat să fac film artistic. Adică eu cel puțin n-am văzut pentru mine asta motivație de a munci, de exemplu, câțiva ani la un film care să fie undeva uh, proiectat și cu asta să termine. Adică eu mi-am dat seama că podcastul este o formă prin care mă pot manifesta. În același timp aduce plus valoare la nivel de conținut, plus uh, diversificăm un pic ușor modalitatea de transmitere a informației în Republica Moldova, adică să nu ne limităm doar la uh, media tradițională, uh, ziar, radio, reviste, adică presa scrisă și uh, te televiziunea, da, radio uh, și eventual să creăm anumite standarde eventual în piață și să încercăm să creăm uh, uh, un soi de eu nu vreau să o numesc luptă, dar să cel puțin să motivăm sau să uh, îi provocăm, să i crezi, provocăm pe oameni mm. să fie cel puțin mai competitivi la nivel de, de, produs în media. Adică, mai scurtat, toate stelele s-au aliniat și asta e motivația care deocamdată mă încarcă. Am da. putea noi vă spunem, dacă rezum și am auzit eu din ce ai zis, mm -hmm. la tine uh, profesia, s a mm -hmm. alineat cu cererea din piață. Probabil. Eu cred că, de fapt, noi, în timp, noi am creat cerere. Nu știu dacă... Mm -hmm. Pentru că, un an în urmă, nu erau atâtea podcasturi, să zicem. Adică, așa sau altfel, oricum am adus acel grăunte în, în, în YouTube-ul sau în industria a, de podcasturi din Moldova. Eu cred că noi, pur și simplu, am încălecat valul internațional și la timp la mânca încălegat. Nu, da, da, da. Adică, mi îmi pare că, mai în scurt, s-au intersectat mai multe frânturi de motivații din diferite domenii. Uh -huh, adică, uh -huh. și într-un final au creat această motivație de bază. Ascultându-vă pe voi, putem să zicem așa că, de exemplu, la tine s-au auzit despre motivația ce extrinsecă. Cel care este din exterior, da? mm -hmm. care îți primesc faimă, finanțe, mm -hmm. apreciere, uh, să schimbați societatea. La tine au fost și un soi de asta, dar au fost și un soi de motivații intrinsec. Când, de exemplu, mie îmi place, vreau să-mi întăresc abilitățile. Și atunci, dacă eu înțeleg care este zona mea de motivație, în cazul dată, extrinsec sau intrinsec, eu știu cu să mă motivez pe mine sau pe altul. Mm -hmm. De exemplu, pentru persoanele cu motivație intrinsecă, tare funcționează o laudă, provocarea, pune accentul pe control, pentru că acea persoană vrea singur să controleze tot. Hai eu să mă ocup de asta, pentru că eu singur că e din asta și eu singur să fac. Uh -huh. Persoanele care mai mult pe zona asta de extrinsecă, laudă, statut, uite, recompensa recompensă monetară sau uh -huh. non-monetară, cum ar fi, nu știu, să-ți ceară părerea, că tu faci parte din grup, numai că pericul aici, dacă ți îți dă nu, recompense inutile, ți i pierde din motivații. motivație. mi pare pune... tot să-și pierde <coughs> că nu, de... nu toți. Aici care sunt cu motivație extrinsă, pentru că ei operează cu exteriorul. Cei care operează cu interiorul, uh -huh. eu, eu vreau să am control, nu, dar mai mult control dăm eu să am control asupra situației, decât tu să-mi dai sfaturi inutile. Cei cu o, o motivație extrinsecă, riscul este că să fii prea mult recompensat. Uh -huh. El face prea mult, la a uh -huh. dar prea mult deja duce la lipsă de motivație și trebuie deja să-ți modifici acea motivație. Uh -huh. De exemplu, îi dai, uh, chiar în ultimul podcast care tu despre când trebuie de mărit salariul la angajator. Uh -huh. Cu nu eu angajat, gen, da? Da, da, da. Uh -huh. uh, nu angajator, dar angajat. Și gen, tu dacă îi mărești constant, omul îți deprinde. Trebuie sau să dublezi, sau pe lângă asta să-i dai o altă motivație. Adică cumva la pachet vin două motivații, mm -hmm. pentru că el deja are o deprindere față de aceea. Și atâta asta poți duc la... Tu îi mai cu același uh, uh, diferență, dar de-aia poate să nu fii așa de motivat. Dar mie îmi pare interesant să, cum împarte el în in, tipa interioară. Mm -hmm. Între și, în și, și extre da? În da. Dar asta e una din teoriile, sunt mai multe. Eu cumva descartez. după mine am observat că eu am sărit din una în alta mereu. -a adică, -a când spre mult în, în, ex, în exterior, mm -hmm. eu pot opera, dar Nu, asta tot îmi mm -hmm. place. Eu fac asta pentru că tot cred că din copilărie legat ceva cu actorii, cu actenții, mm -hmm. nu știu. Trebu asta trebuie încă de răzrulit. Cum faci față stresului, anxietății și depresiei? Am pregătit un curs de psihologie cu Maxim Orândaș. Ai 27 de lecții cu durata totală de 10 ore. Toți doritorii care se înscriu acum la curs primesc cadou un e-book trusă de prim ajutor psihologic cu 66 de exerciții practice despre cum să elimini stresul, anxietatea și depresia în condiții casnice. Găsește linkul în descriere și înscrie-te acum la curs. Ai o reducere excepțională în calitate de spectator a podcastului Nota 2 că nu știu exact. Dar când spre mult acolo, în lucru cu publicul, eu pierd interiorul și la un moment dat mă așa și mă gândesc, pleada dar și fac eu, adică un soare de maturi, că de Asta așa, pur și simplu. A da o da. Asta în mini, numai și Dragoș o făcut. E ca ca Mortal Kombat, ți-mi când e așa da, și da. tine, dragă. Și mă gândesc că stai, Alec, dar ce fac eu? E ca așa cum ai zis tu, dar am eu control sau nu am? Da? Și încep am a mă răscoli și când mă răscolesc că aici pierd acolo. Și toată vremea vedea. sar dintr-o parte. Nu? Dar tu te-ai identificat cu ce și eu spus, Maxim. Eu niciodată nu m-aș da lături de niște 500 de euro în plus. <laughs> Motivația asta e destul de motivată. Ea este, da, monetar. E oricum rămâne. Dar până la un anumit nivel, când dacă eu te-aș fi întrebat, dacă tu avea, de exemplu, suficient de bani. Tu te mm. ai mai ocupat de cu ce ești ocupi în prezent? E ca bună da. întrebare. Nu? Adică... Dar la alt nivel. La alt nivel. Vezi, tu ai vrea să-ți performezi uh, abilitățile tale. Eu tu aș scala, 100% la. scala. Vezi? Adică oricum e pe interiorul tău. Mm. De asta și, de exemplu, mulți sportivi, mai ales cei din Brazilia, mă refer la fotbal, ei vinind dintr-o societate unde este sărăciei, ei sunt orientați extrinsic. Pe bani, cât mai rău Și ajung la un, la un anumit nivel, gata, ei sunt petreceri, ei sunt gata, distracția, au de toate, ei abandonează sportul. Mm -hmm. Biografia lui Ronaldinho. Și nu mm -hmm. numai lui, acolo mm -hmm. majoritatea brazilienilor sunt așa. Și invers. Messi, Ronaldo care au intrinsic. Ei pur și simplu iubesc fotbal. Ei vreau să meargă mai departe, vreau să ei se provoacă. eu unde pot să ajung. Și atunci ei cumva merg indiferent. 40 de ani și încă joacă. O, unde pot să joci? Cât bani poți să aduni? Nu cât. Dar ei încă merg, merg. Bun, la, la Cristian normal încă mai poți fi și o soi de extrins, pentru că el poate să uite în comparații Narcisismul? Da, da, da. să uite și comparația asta îl pe din interior și vrea să demonstreze exterior că eu tot la un anumit nivel. Ele cumva se combină amândouă chestiile astea. Da, poți să le combini. Da, deci, nu, dar oricum poți fi, uneori poți pui mai mult accent pe ceva, pe, un, pe altceva, dar ori vine și un soi de personalitate ta cum ești tu. Mm -hmm. Și neva, de exemplu, ca podcast. Eu fac podcast pentru că îmi place și gândesc alți oameni. Și deja clar lucru ca bonus îmi vin, nu știu, faima și banii și, și pur și simplu bonus. Și invers, cineva faci mult podcastul pentru că vrea să aducă, nu știu, să aibă contracte, publicitate, oameni, să zică că te de bun și cum nu există asta, gata, parcă încetează să fac podcastul. Da, interesant. Foarte interesant. Nu știu dacă nu m-am gândit la tema asta. Adică, da, cel mai tare îmi place întrebarea asta care, da, dacă tu aveți bani, te ai suficient bani, te-ai cu și ei și te ocupat, Da, da. -mi pare o întrebare foarte așa, cum aterizează, stai și, stai și mă gândesc tax. Să zicem, dacă aș avea un careva volum de vin, hai zicem, dacă nu-i podcastul, da, ne-ar aduce 3.000 de euro sau 5.000 de euro, eu l-aș face în continuare sau nu? Eu aici văd logic răspuns că da, l-aș face pentru că el ne aduce banii ăștia. <laughs> Înțelegi? Dar aș avea eu aceeași dorință să-l fac cum am avut-o când am început. Ea că nu știu, la mine mintea tot vreme este pe a dezvolta. Adică eu fac, 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 la un moment dat hop, gata. Pentru mine formatul gat el să nădușă. Trebuie disfăcut. E exact așa și cu cursuri, cu tot ce am început eu să fac, eu am vrut mai mult, mai mult și drept, mai mult ăsta mereu o dus și la autodistrugere. Cumva, da. la distrugere. Pentru că tu când vrei dezvolt, dezvolți, dezvolți, la un moment dat îți complic ceva. Da, -și... și asta e motivul de și multe persoane fiind în depresie, ei neavând motivația de a face ceva, ei nu urmăresc cum mănânc. Dacă au creuși de dânși, pentru că e foarte mult stres. La un moment dat, e pur și simplu cedează și nu văd sens în asta și deja merg așa în jos, 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 jos. Dar, uite, întrebarea asta pe care v-am dat-o despre dacă v-ați ocupa, ea tare corelează cu ea ca cu ce își vorbește Abraham Maslow, adică nu și aici spun, nu mm -hmm. el asta vorbește, dar ideea că el a că trebuințele este nevoile primare și secundare, numai că în societate este așa o, o idee că el a creat piramida. Și el nu crede nici o piramidă. Asta a, a fost mai mult... Asta au fost -a egiptenii. Egipteni, dar până la egipteni au fost și alții. Ne-aș și... Dar ideea că el a, mai mult a făcut diferența asta dintre trebuințele, este nevoile de securitate, unde acolo este mâncarea, somnul, odihnă, mm. uh, nu știu, sexul, securitatea, fetea, da? da? Mm. Și zona de creștere, unde poți să dezvolți. Asta este interesul. Asta poate să fie ceva spiritual, frumos, o artă. Iată, zonele astea când noi alimentăm venitul, finanțele, îți acoperă toată securitatea, da? Mm -hmm. Și acum întrebare, tu vrei să crești sau nu? Și Cu ce te ocupi de -aia. Deodată îți răspunde, tu până acum te ocupai pentru că vrei să ieși, ai văzut zonă de a crești financiar, sau pur și simplu tu vrei să modifici pentru că vezi în asta creștere? Deci îți alimentezi deja nevoile astea secundare în care eu vreau să cresc. Mm -hmm. Da, nevoile secundare, asta e să, fii, să obții recunoaștere la nivel de comunitate, da? să contribui la educația comunității. Statut, și da, mm. aprobarea celorlalți, în, parte din grup, dar iarăși parte din grup, că doar ești într-un grup, pentru că și așa de securitate poate fi din parte afiliere la grup, pentru că și așa și securitate. Dacă ești într-un grup, ei te pot apăra. Dar mm. aici poate fi că eu acolo pot să mă, mă împărt cu gândurile mele. Sau că vreau să arăt un proiect de meu. Și apropo, asta era o problemă mare pentru mulți să angajați, când uh, erau, li se scădea motivația și îi întrebau, dar voi deși aveți motivația scăzută și ce ar trebui să facă angajatorul ca voi să aveți motivația crescută? Și îi zic, uite, noi avem proiecte, noi avem idei, măcar să ne fost întrebați. Da, adică și idei aveți voi. Să ceruți niște sugestii, sugestiile și le puteți să nu fie aplicate, dar măcar să fost întrebat. Și dacă mm. eu aș fi fost întrebat, eu avea am speranța asta. Ia stă, eu aici am mă încep mă <gătă> Dar de ce omul are nevoie de asta? De asta și nu e logic. Adică, tipa, e mă înseamnă și eu și motivat? Așa e nu? Nu. Uh, la răspuns poate să vină un autor. fă vid, te rog frumos că eu sunt important și eu sunt motivat? Nu, da, noi toți vrem să fim important. Noi ne-am născut cu durință de a fi importanți. <gătă> Dar pe una să vrei și alta să opții. E adevărat, și am să dau un exemplu, este un autor, Dan Ariel, care el știu, știu, mm. da, da. Pe psihologia asta economică, el da. Băga. Și el a făcut niște experimente tare interesante, care au demonstrat nevoia aprecierii efortului nostru. Erau puși uh, un grup de oameni și îi propune, uite, construiește acest Lego și tu îmi spui cu cât vrei să-l vinzi. Nu, no, și să începe, de exemplu, cu 10 în 30 de cenți. Să-l tu îi ea altul și zici, tu ești gata să, să mai faci unul? Și da. Dar lego ăsta care l-a făcut tu în fața lui, îl descompunei. Mm -hmm. Îl demontai în fața ah. lui. Dar Abuc... îl plăteai atât cât cer el. Da, tu el spune. Până la un anumit nivel, e omul gata, refuza, el nu mai vrea să facă. Deci, a devaloriza efortul unui om, mm -hmm. e la fel de parcă l-ai distruge. De fapt, tu îi distrugei efortul lui. Dar în mare efort acolo nu era. Da, adică nu mare, tu faci un Lego, da, pur și simplu, dar ideea că tu în fața lui, pur și simplu, demontai și-l punei la o parte. Asta îi scăde motivația ca și la participanți. Și mai era și un alt experiment în care erau puși trei, trei grupuri și oamenii scriu ceva. Și e că experimentatorul lua foaia, se așa. Ok. Pune deoparte. La a doua grupă, nici nu se uita, o lua și o pune deoparte. Dar la a treia grupă, o lua și o pune prin aparatul ăsta de... Chatea. Da, 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 da. da. Cum credeți? Și nu a pierdut motivația. Și care le stăie? Și la cei care nici nu se uitau. Am ignorat. La nașieși, aproape în măsură. Deci, a ignora efortul unui om, e la fel, ca și mm -hmm. parcă le distruge. Mm -hmm. Și oamenii ajungeau până la un moment. Bun, în, în zonă zona de cei care le se distruge, eu o înțeles fișcă, că gen, nu mai depune efort, pot scriu ori și că oricum o distruge. Dar oricum ajunge la un anumit nivel că ei nu mai vreau eu să fac asta. Când nu era apreciat. Și atunci vine efectul ăsta Ikea. Știți de efectul Ikea? Nu. No? nu. Mă, înainte efectul Ikea, e cum făceau? Ikea. Eu văzut că hai să cumva să-i motivăm pe oameni să cumpere mai mult. Și puneau diferite pliculețe cu prafuri. Unde puteți să faci, nu știu, cocktail sau nu știu. Dar rapid, acolo trebuie să pui apă și praful. Mm -hmm. Iupi. Ceva de genul ăsta. Și oamenii, ei, ei nu considerau că au făcut un efort, dar asta nu e creația mea. Eu nu m-am turnat apă și așa. Și s-au gândit tare mult și au început să facă, hai să le dăm lor instrucțiunea cum să-și strângă ei singur modul mm -hmm. Și tu stai în weekend și ăștia, nu pui șurubul, stai, analizezi măsuri, nu ți-au reușit. Și tu să începi a aprecia și așa de mult anumii obiecte și la că tu ai băgat efort acolo. Mm -hmm. Ceea că oamenii mai au și chestia asta că dacă tu îți faci, nu știu, un origami, cât de urât el n-ar și de el, poate fi într-adevăr urât. Tu ai să cer de pe dâns mai mult bani. De cât? De cât tu pur și simplu ai găsit un origami și zici, eu îl vând. Pentru că așa e efortul tău și nu plăcut o glumă, gen, dacă nu știu dacă YouTube să nu în încurci și să nu pun. ban. <laughs> e pur, e pur ca exemplu. Sper să înțeleagă. Gen, dacă ai întreba un părinte, cât ai vinde, de din exterior pe care i-ai vedea? -a o să că da, prețul ăsta, prețul ăsta, prețul Dacă să vă întreb, da, pe copilul tău cu cât le vinde, uh -huh. deodată automat e așa ar crește preț, pentru că efortul meu în a crește, adică tu nu vezi rațional situația, dar tu te la efort. Și aici e și explicația. Efortul meu, eu vreau să fie apreciat, să fie luat în considerare. Chiar dacă tu n-ai să-l aplici, dar măcar să știu că tu, ca angajator, tu ții cont și ca una din motivații care poți crește, să faci ca o întâlnire și spune, hai, dați-o cu părere, hai, și vedeți, și ideea aveți. Și atunci omul se simte luat în considerare și îl poate să arunci, poate cine știe, poate influențează asta cumva. Și asta poate crește motivația la muncă. Păi interesant. Și musa. Ar fi asta oare um, un soi de punct de pornire, de exemplu, pentru dezvoltarea statului? să faci multe referendumuri, să întrebi oamenii dacă sunt de acord cu anumite schimbări sau nu, că oamenii să, fi, să se simtă parte a procesului de decizii? Ar putea, putea să scoată, să... dar iarăși așa poate fi, depinde că dacă se dau toți cu părerea, poate fi un haos, mm. dar ar putea, dacă să fie un sistem bine pe pus. Pe referendum le dai, eu pui o întrebare foarte clară și da sau nu, cumva pe principiul ăsta, nu că ce părere ai despre piepini și <laughs> Să de asta. Eu, momentan, <laughs> sunt necesitate dacă tot întrăm, suntem în context și atunci ne-a venit o idee să mă uit și să mă adresez tuturor oamenilor care ne privesc pe noi să spun mulțumesc mult că ne priviți, că depuneți efortul vostru e apreciat Apropo, <laughs> like-uri, comentarii distribuiri, <laughs> da. stories, etichetări da, 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 da spus, Revenind da. la chestia cu statul, e o temă la mine s-a făcut asocierea Exact așa, că noi acum facem curs de Instagram, mm -hmm. de Instastories, mm -hmm. anume specializat pe stories. Și acolo unul din principii este principiul interacțiunii. Este o lecție dedicată. Și ce spunem noi acolo? Că orice stories trebuie să aibă o interacțiune. Deci cu orice scop obține de la om interacțiune. Și este chestia asta, principiul interacțiunii, fix ca în filmul Bandersnatch, da? Mm -hmm. Unde tu te uiți la film, și pe tine te întreabă, tipa, și de ce zici să iei dar da. scenariul de-a mai prevăzut. Și cumva da, da. tu intri în momentul ăsta că tu ești implicat, tu ești mm -hmm. motivat să privești, dar până la urmă tot e predefinit. Mm -hmm. În jocuri, în jocuri, videuri fixe așa, de înțelegi da, partea Da, da, care... da, dar pe mine, asta, pe, pe mine asta mă deranjează. Adică și sens ar avea dacă pe mine m-ar întreba la lucru de idei, dacă ideile să nu s-ar implementa și, nu s-ar produce nicio schimbare. Depinde de ce idei poate să iei în considerație. Dacă tu îi spui că, nu știu, măriți în salariu de trei ori și fără să dai argumente și clar lucrul poate să nu iei în considerare și tu nu ne-au luat -o în considerare, nu ați mai să mai zic să ridici salariul. nu, dacă vii și cine știi, poate cu niște argumente și atunci îi se ia în considerare. Mm -hmm. Clar lucru cu oamenii tind spre o rigiditate, cumva, tu să vii și cumva asta implică de schimb de sistem, dacă vine cineva cu o idee și chiar tu ca angajator poți zice... Asta mai mult îmi mă îngreunează decât să mă ușureze mm -hmm. lucrul. lucru. Mm -hmm. Dar și nu știi dacă tu ești într-o bună dispoziție și cineva dă o idee, cumva o, o structurează, tu poți iei în considerare. Iar, și iar, dacă ții cont că vrei să motivezi un om și omul ăla pentru tine e important, și tu nu vrei să-l pierzi pe dâns. Tu ai aplici astfel de metode. Da, sunt de acord. Uite, dialogul devine tot mai interesant și mai interesant. De asta trecem în leac prin stări. Eu vreau să vă citesc și eu scris oamenii. Ai. Cum a definit oamenii pe Instagram motivația? Asta e dorința de a schimba plus acțiune. Și ca să ai dorință, trebuie să știi exact ce nume nu-ți place și vrei să schimbi. Dacă vă n-ai Dorința de schimbare? Da. Adică e suficient să să vrei, să ai dorința să schimbi și să schimbi. Asta, asta și înseamnă motivație. Înțeleg că e un punct de vedere destul de pragmatic. Păi dar asta. dorința nu este egal cu motivație fără acțiune. Că acțiune deja e a doua etapă. Adică tu te motivezi să faci ceva și după asta faci. Uh -huh. Adică ele nu vin... Foarte bună întrebare. Dar mai, mai întâi motivația și apoi acțiunea. De sau acțiunea și motivația în timpul acțiune. Depinde. Există așa o frază că minte moldovanului de pe urmă. Când te acționează și după asta stai locță că dintâi trebuie să măsoară și după asta stai. <laughs> e, și eu Când pune din... plit ca și la urmă rămâne cu 30 de plici. Dar <laughs> el tot, tot e motivat asta? în cazul ăștia cu ceva că spuneați foarte repede sau se de la lucru. Dar respectiv înseamnă chiar și motivația e prima, nu? Da. Numai o, o, că depinde și motivația. Dar motivația. În cazul dat, motivația nu este emoțională, corect? Nu e la nivel de inspirație, de concepte. În cazul dat, motivația se transformă în, totodată ai spus, diferența între motivație și motiv, da? Asta Iis, e una și așa e. sau nu? Uh, motiv. Vezi că motivația are component interesant, cum ar fi ea ti plic într-o acțiune. De exemplu, are ca scop să te facă să acționezi, uh -huh. dar în același moment are și un scop să rămâi, adică în perseverență. De exemplu, în anumite momente, tu poți să să mai faci podcast. Uh -huh. și tu uh -huh. să filmezi, uh -huh. da? Și eu să mă ocup de psihologie. Dar e ca motivația poate să mi spun, hai mai răbdăm puțin. Hai să mai facem. Dar e ca motiv presupune un fel de scop, dar e un scop suprem care ne ajută la supraviețuire și e legat în strânsă legătură cu societatea. Motivul, dacă, de exemplu, dacă trebuințele sunt foarte intensive uh -huh. și, a, s -a și s accentuat și pe mult timp, ele se transformă într-un imbolt și într-un motiv. De exemplu, tu te gândești să schimbi societatea și tu te gândești că trebuie să schimbi societatea, trebuie să schimbi societatea și a curs foarte mult timp și la un moment dat să devine motivul tău. Devin, că atât de multe resurse ai alocat pentru asta, că el devine sens. Uhum. Un motiv că trebuie să schimbi societatea. Și asta poate fi acel pilon în zilele dificile care te ține și nu cedezi. Deci motiv ar fi așa un scop suprem. Sunt scopuri, dar este și motivul care este un scop suprem. Deasupra nu, la te. Motivul, de exemplu, să faci bani. Corect înțeleg? Că eu vreau bani. Asta e motivul. Pentru ce? Este poate fi scop, dar motivul să fii pentru ce tu vrei bani. Așa. Sau să, că eu vreau, Gen, să vreau să fac, fac mulți zi. bani ca să îmi cumpăr asta, asta, asta e motivul. E motivul. Asta poate fi scopul, vreau să-mi cumpăr insulă. Dacă care dar motivul? Motivul este legat despre securitate. Nu știu, insulă. Dacă te aperi, probabil îți e motiv. <laughs> dacă sfugi acolo de justiție, probabil. Dar dacă. Sau, de exemplu, legat de societate. În legătură strânsă cu societate. Vreau, vreau um, insulă pentru că vreau să, nu știu, să construim acolo o comunitate sănătoasă, de exemplu. Și este e mm -hmm. motiv. Pe baza la asta sunt, de exemplu, motive religioase în care eu trebuie să ajut să convertez cât mai mulți oameni în credință ca să-i salvez, adică un motiv adânc, e mai presus decât scop. Adică e legat de supraviețuire, eu vă ajut și de societate, eu ajut pe oameni. De aceea, când mulți oameni își spun scopuri, dar nu își pun motiv, dar pentru ce tu vrei să faci? În ședință, desigur, găsești asta. Vreau să slăbesc. Bun. Este scop. Putem crea scopuri, dar pentru ce tu vrei să slăbești? Motivul ăsta, vreau să slăbesc, vreau să arăt bine? Nu, nu, nu. Asta e un scop. Cu ce scop? E ca de Hai altfel. Vreau să, vreau să slăbesc ca să îmi găsesc un soț. Asta poate și e așa. Da. Nu, nu, nu. Pentru că e legat de societate. Adică vreau să îmi găsesc comunitatea mea, de exemplu, sau omul meu care mai departe o să îmi găsesc mm -hmm. comunitatea mea și este despre supraviețuire. Deci este mm -hmm. despre securitate. Și motivul de sori poate să fie și gelozie, și frustrare, și... Da. da? De exemplu, Comparația. persoanele care simt că ca acuși pierd relația... Mm -hmm ei pierdă uh, 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 apartenență, ei pierdă familia, ei pierdă oamenii dragi și atunci își pierde securitatea. Mm -hmm. Și asta e motivul ca omul să se schimbe. Și asta este un mit, că omul nu se schimbă, omul, el se schimbă, numai că în anumite contexte trebuie să fie un, un impact puternic. Mm -hmm. Ok. Deci, vreau să slăbesc ca să arăt mai bine decât cineva pe Instagram, tot e motiv. Da, poate fi fie da? legat de societate. Și vreau, adică vreau să arăt un statut și vreau să slăbesc, nu știu, ca să fac din asta profit, da? Uh -huh, uh -huh. Să, de exemplu, să arăt că eu sunt mai bun ca celălalt și să primesc faimă. Tot e legat de Socium. Numai că e ca inversat și tu ajungi la un anumit nivel și gata, să nu mai funcționezi motivul. Cred că și invers motivul. Deci vreau să slăbesc pentru mulți să-mi spun că sunt grasă. Asta tot e motiv. Da, pentru că e chiar da? și legat de societate. Deci motiv ăsta e orice interacțiune cu oamenii. Vreau să fac parte din, din grupul cu oamenii, dar scopul este să slăbesc, dar motivul e pentru că vreau să, să am parte, să fiu afiliată la un grup anumit. Iată, de la psihologie este așa un motiv cum ar fi dacă să-l ajut măcar pe un om dacă l-am ajutat, deja e bine, da? Scopul este să eu livrez, de exemplu, informații, aplic, dar motivul este că totuși și legat de alți oameni. De ajutor. Mm -hmm. Mm -hmm. Pe alți oameni vreau să-i ajut. Dar e interesant. Da, apropo, dacă tu ai trecut acolo și pe dorință, nu e mereu legat. Că sunt mulți care își doresc, dar deci ce nu fac. Și atunci? Nu s motivați. <laughs> Dar la urmă și motivață. Da, <laughs> eu în ședință prinesc, eu vreau asta, asta, asta. Dar când tu ești dintr-o parte, omul nu face și, de exemplu, exerciții, omul nu poate nu se prezinte în ședință, omul poate să amâne, dar el vrea, el zice, eu îmi doresc asta. Și cum apoi? Atunci, el poate că eu sunt motivat, da, eu îmi doresc, nu vezi acțiune. Dar motivația implică în sine, în să să de a face ceva. Nu și îngarni problema în cazul dat. Când tu vrei, când tu ești motivat, zici că ești motivat și nu faci. Asta și e ideea, că motivația nu înseamnă automat dorință. Tu poți să dorești asta, dar nu, e, nu ești motivat. Pentru că nu se atinge scopuri, nu se atinge de motive. Adică tu pur și simplu arunci și eu îmi doresc. Uh -huh. Și atât. Eu îmi doresc să devin milionar, dar nu se vede prin acțiunile tale că tu vrei mergi în direcția ce și... și atunci dorința nu e neapărat să fie egală cu motivația. Hai să, mai răsc, hai să mai, punem o dată întrebarea, dar și în așa caz este motivația. Nu, adică, eu cred că întrebarea asta trebuie repetată de mai multe ori, că într-adevăr să te pui pe gânduri. Eu încerc să ne definez și înțeleg că, păi, no, să dar și este. să la Tu ai și deschide. Tu ne deschide maxim. Eu deschid. Uite, aici așa scrie. Motivație. Totalitatea motivelor care îl ajută pe individ să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri obiective. Deci motivația te ajută să faci totuși ceva. Mm -hmm. Dar omul dacă zici că își dorește, el poate să minciunești sau supraapreciază dorința sau crede că asta e dorința lui, dar poate nu e dorința lui. Adică eu vreau, nu știu, să deschid și eu un podcast. Dar ți trebuie asta? Poate în spate tu ai nevoie că tine să te apreciezi pur și simplu. Și e destul să te apreciezi și tu abandonezi ideea de a face podcast. Adică spui bravo pentru idee, hai fă podcast și tu ai primit apreciere, și nu mai faci? De exemplu, ai găsit un partener care te apreciază ajuns la valoare a, și tu abandonezi ideea, adică nu mai mergi pe supracompensarea uh -huh. asta de a face un podcast ca lumea să zică bravo, 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 bravo. Și asta e leagă e periculos că în comentarii oamenii poate să scrie nu ești bravo, 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 no, bravo de, de, de. și nu primești acea apreciere. Dar ca motivație este totalitatea motivilor care îl ajută pe individ să efectueze o anumită acțiune pentru a îndeplini scopurile, obiectivele ceva să spui. Eu cred că motivația fie 1, fie zero. <laughs> taram, taram, pam. din podcast. deci motivația ori este, ori nu tipa, da? Da. Dar de bine, poți să o și mă stimulez. Po pentru că e la 0 și o lecuță că o stimulez și devine 1. Gen, că nu poți, am o lecuță cât de motivație să fac. Uite cum pot să stimulez. E că este așa o chestie, ca valența. Și că tu mergi pe stradă, îți dau un dau exemplu. Mergi pe stradă și vezi o domnișoară sau o domnă frumoasă, atrăgătoare, seducătoare. Tu mergi pe stradă și nu te gândești, să faci cunoștință azi cu nimeni, pur și simplu, Dar văzând, din exterior, Stimul, da? stimulul ăsta, a apărut o motivație și ce faci motivație? Te face să faci un anumit, anumit comportament. Să te duci, să te apropie, să faci cunoștință, să faci o glumă, poate e proastă, poate nu, dar ceva faci, intenționezi să faci ceva. Păi valența asta depinde încă și de experiențele tale. De exemplu, dacă tu ai reușit în trecut, tău să faci mai mult cunoștință cu domniți care e ușor, atunci tu văzând automat. Tu nu, mm -hmm. nu trebuie să depui forța asta evolutivă. Adică nu trebuie să te pui să și te impui. impui. Da. Mm -hmm. Dar că, dacă ți ai alte experiență, atunci tu cumva trebuie să te impui. Și atunci e un conflict interior. Trebuie să fac sau să nu fac. Un alt exemplu, de conflict de valență ar fi tu vrei să te duci la prietenii tăi care sunt, de exemplu, nu știu, la <laughs> Ok... <laughs> S S să înțeleg că ai prieteni la Bricești? <gânt> nu, no, nu, no, nu. No. La Bricești ți ți greu să te duci, dar <gânt> ai prieteni care vrei tare să te duci <gânt> cu demnă. Și e un conflict. Cum să fac? Sunt evident. dintr-o parte, eu nu vreau să mă duc tră drumul ăsta. benzina e scumpă? Dar ai multe <gânt> explicații, dar din <gânt> altă parte vrei să te duci că cu... Vrei să-i vezi, nu că vrei <gânt> să te duci, dar vrei să-i vezi pe oameni. Și -at aici vine un conflict. <gânt> Și aici valența poate să pierdă în pofida nevoilor. Un exemplu. Dacă tu ai alegeri, totuși depinde de valența obiectului. Mă refer, borșul, dacă e rece și tu ai alegeri, tu zici, nu, n fi. Eu sunt cum, mă scomand o pizza, nu știu, mm. mă duc eu sus altceva, numai nu borșul este roșu. Dacă tu n-ai mâncat trei zile, nevoia de a mânca și să praviețui, tu ai zici, nu mă interesează că el e rece, de lângă Înțelegi? <laughs> deci nevoia să fii mai presus decât valența, dar ultima valență poate să Asta ca în anecdotă și când la Motan după de, După anul nou îi pun greci, că <gântuși> da? da, și el da, da. prima zi, după anul nou nu, și nu, și nu să manenca. Știți anecdotul? <gântuși> <de>? Eu știu. <gântuși> ok. A, asta despre valență? Mm -hmm. adică valența, chiar o căutam concret cum să fie definită valența, că ideea acolo este că din exterior are o caracteristică pozitivă sau negativă. Mm -hmm. Și dacă tu ai alegerea, tu te conduci după valență. Îmi place, nu-mi place, arată frumos, arat, Da, 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 ce faci? Dacă traduci. Dar dacă este nevoia, de, e în competință cu nevoie, cu trebuință, că eu trebuie să supraviețuiesc, atunci valența îți dă la o parte și nu are importanță cum macaroane sau borșul la e de vreo trei zile rășe, eu să-l mănânc de încoace. <laughs> eu pe alebom încă n-am găsit răspuns la întrebarea asta și motivația și cum să... Cum să caroce, cum să nu te gruzești, hai eu moldovnești. Uh -huh. Pentru că la noi, rest, la noi mulți gruzească. Da? întrebările de la oameni care eu am primit, asta e stări triste, nu găsesc sens fac și cum să mă motivez să fac, deși mă sunt rău, deși nu am dorință să fac ceva. Și că de aici apar simple întrebări, dar și asta e motivație, cum să ai mereu și cum să ieși din stările astea. Știi, adică sunt trei întrebări pe sute care aș vrea eu să le găsesc în podcastul ăsta și în conversația asta. Și exemplu deci exemple sunt. Înțelegerea este, dar eu până la urmă nu n am înțeles și asta motivație. nu știu. Des finalizez cu Valență, dar. Hai, valența este forța de atracție sau respingere pe care o, o exercită un stimul extern. Clar? Mm -hmm, mm -hmm. Da. Deci, sau el te atrage sau te respinge? Adică, pot ca are o Valență. Ori tu vrei să-l privești, ori nu, ori Or, Vadim te atrage și te respinge. o experiență, de exemplu, cu Vadim, poate să. Și apropo, noi aveam și încă tipuri de motivații spre realizare sau spre evitarea eșecului. Adică, noi putem să fim. Motivați de a realiza ceva și în același mm -hmm. moment să fim motivați extrem de tare, să nu avem eșec. Da? Ne aducem momente de perfecționiști. Ei sunt foarte motivați să facă lucruri într atât de bine, numai să nu aibă eșec. Și mm -hmm. altul poate să aibă motivație doar să fac, Nu mă interesează că să am eșec. Eu merg spre ce că să fac, vreau să experimentez, vreau să încerc. De ce, Valența, față de o situație. Poți să-l motivezi de ce eu să nu se uite la tine. la, la că la noi în Moldova toți sunt perfecționiști și nimeni nu faci. În dar... Dar invers, perfecționiști față. Să unul fă. pe altul, că tu ești pe mai gine. Nu avem așa o chestie, da, de da, ce știi și Știi ce? am vrut să întreb. Uh, uh, iată, hai să începem mai, mai pragmatic și mai, mai simplu. Și să începem și de la Vlaicu, că Vlaicu tot tăcut mult timp în, în podcast. Tu când simți că n-ai motivație, ce întreprind? Nimic. Da, <laughs> dar și faci? Dar de, de la ce? Că tu să te încordezi, să ai motivații, Nu îți garantează Succesul uh -huh. Și merești pur și simplu să pierzi energie Și să te frustrezi Aștepți-o locuție Nu uite, ai un proiect, trebuie să dai da. peste o lună Tu ai filmat, da. adică, de exemplu Hai să intrăm într-o într situație simplă. Tu ai filmat un podcast și trebuie peste o săptămână să-l predai, de da. exemplu. Dar nu arde, dar tu știi că de, de mult colaborez cu omul ăsta și tu ai putea să-ți permis, de exemplu, să amâni încă cu două săptămâni. Mm -hmm. Dar de regulă trebuie să-l dai peste o săptămână. Și tu cumva vezi că e ziua șaptea, ziua șasă, ziua cincea și tu cumva înțelegi că, că trebuie de da. Dar tu motivații n-ai să montezi. Și faci în așa Mai scurt, e, exemplul ăsta e bun, dar nu e bun în cazul meu, pentru că eu am, mi-am creat un soi de discipline. Pe mine nu mă interesează cam ce vreau eu și nu vreau eu. Eu dacă mi-am luat un angajament, eu îl, îl onorez. Uh -huh. Eu nu-mi permit să nu onorez niște angajamente care le-am luat în privința, mai ales dacă e legat de lucru și dacă e legat de uh, chestii de familie sau de oameni apropiați. Adică chestiile care nu sunt importante, acelea ok. Nu neapărat dacă am zis când mă văd cu cineva, dacă nu ne reușești să ne vedem, eu nu las tot și haideți să ne vedem. Uh -huh, uh -huh. Așa că exemplul ăsta cu lucru cu mine cam nu prea potrivește. Pentru că L eu îmi fac timpul în dependență de ce am eu de făcut. Adică eu îmi uh -huh. prioritizez activitatea și... Adică eu n-am să mă duc să, nu știu, nu mă duc mai devreme acasă, de atât că s-a sculat că eu vreau mai devreme acasă. Uh -huh, uh -huh. Adică eu să mă duc exact în momentul în care eu știu că eu îți stăpân pe situații și eu mai am de lucru încă o oră, și ca să nu mă azi mai târziu, eu las pe mâine acea oră în care o pot să, să o implic. Așa că, în cazul ăsta, nu știu cum să. Mai scur disciplina. Desu ori disciplina parcă mai tare bate motivația. Deci adică, motivația cu motivație, eu încep să fac un lucru nou care mă entuziasmează. Uhum. Acest lucru nou din motivație, el treptat se transformă în obișnuință și această obișnuință în disciplină. Și, și motivație, care... nu e mai mult. Motivația, cum să zic, e practic aceeași energie, doar că ea se transformă, într-o altă formă. Dar asta nu înseamnă că eu, dacă fac, de exemplu, dacă noi ne ocupăm de, de nota 2 de un an de zile uh -huh. și eu practic săptămânal fac uh -huh. lucru repetitiv, asta nu înseamnă că eu nu mai am motivație să-l fac. Eu îmi dau seama că în mare cam tot uh -huh. e la fel. Uh -huh. Dar există această disciplină, că eu sunt conștient că există alte lucruri care sunt mai importante decât mofturile mele. Și dacă eu îmi fac mofturi, riscăm sau risc, noi riscăm sau proiectul riscă să piardă altceva care ulterior ar putea să mă motiveze sau să ne motiveze să creștem, să scalăm, să schimbăm becurile, să... am înțeles. Am Fanta. înțeles. <laughs> dar are, știi, nu, e, că ești e disciplină, băi, așa? Ce ai vrut să Nu, eu mă gândeam, nu că disciplina, dar uite, la tine poate fi o valoare. Valoarea angajamentului, da? Adică mm -hmm. eu am un angajament, asta poate să fie o valoare personală care mă ajută, de fapt, să mă mențin să merg înainte și nu mi permite să cedez. Mm -hmm. Și valoarea e o componentă a motivației. De exemplu, noi putem să facem, să ne comportăm la una și aceeași acțiune diferit, în dependență de valoarea ei. De exemplu, tu poți să faci 5 km, să mergi pe jos, până, nu știu, dacă îți dorești să-ți cumperi o, o tehnică anumită, arzi din răbdare pentru tine prezintă o valoare, tu îți faci acei 5 km. Și invers, tu zici, nu fac și 5 km, dacă eu trebuie să mă duc să arunc în cutia poștală, la poșta Moldove, un pliculeț. Mm. <laughs> și zici, ai să cauți alternativ, poate să duce altcineva, poate mă duc cu taxiul, poate nu știu cumva, când ați fiu în oraș, așa mai departe. Adică, actul e așa la 5 km, dar valoarea, uite uh -huh. cum te influențat. Da. N-are importanță, mă duc. Și asta e tare de să întâlnesc în relații. Dar la început, când nu avem motivație, să văd persoana, arde, mă, măcar și pe ploaie, și pe din și, pe și cum trece o perioadă, poate să-mi prezinte o valoare și tu... Nu. Hai, ieși până jos. hai, hai și singur, nu poți să s -o. Da, Schimbă valoarea sau, de exemplu, mm -hmm. poți fi și implicat deja și oboseală, așa, mai multe componente, dar când noi vedem că ceva are o valoare, pentru noi asta e un buz de motivație. Mm -hmm. eu, vreau, eu vreau să fac asta pentru că îmi dă valoare. E că eu aș prezenta o leacă altfel, să merg o leacă pe extremă, de ce ai spus tu, de exemplu, eu dacă m-aș, eu mă orientez după rezultat, mai în scurt, adică dacă intră într-o colaborare cu cineva și văd că el nu e rezultativ, eu abandonez, nicio problemă, pentru că, adică eu sunt de angajament nu-l am, pentru că, cel puțin din experiența mea, colaborând cu mulți, mai ales pe partea de marketing sau de promovare, tu trebuie să dai extrem de multă educație și explicații la om care ele, el nici nu le prinde. Și atunci revinem în ideea asta. Eu prea multe resurse dau, ele nu s-apreciate, cum ai zis și tu, da? Și atunci eu, by default, eu pot să opresc tot fără... Adică până la câteodată sunt momente când nici nu dau explicații. Adică eu pur și simplu dispar din vizor, lăs și gata. Și la mine atunci, adică eu sunt căutare de proiecte care aduc rezultate. Și când văd rezultatul, e că asta pe mine mă motivează. Adică atunci când ai făcut niște acțiuni și hop, ai văzut rezultatul, hop, încoleac, 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 dar atunci unde tu te și lucrezi, lucrezi, lucrezi și nu ai niciun rezultat, de cred că fiecare își definește cumva separat rezultatul. Așa? Dar vezi că aici există, iarăși, vezi că tu zici că dacă îți asumi angajamentul, da. Revenind la fraza cu mintea moldovanului de pe urmă, de ce? Pentru că tu în momentul în care vrei să intri într-un angajament, nu contează, entitate da, versus da, da, da. entitate sau cu persoană, nu contează. Tu ai un soi de perioadă de testare, adică tu vezi de ce este capabil omul ăsta, da. ce vrea el de la tine, ce poți tu să-i oferi. Da. Și faci acest debit credit, vezi dacă tu poți să-i oferi ceea ce vrea, dacă o să fie rezultatul la nivelul așteptărilor lui sau ale tale. Adică. Și în momentul ăsta tu e decizia, ok, eu mă implic, adică mă angajez să ofer această uh, expertiză, nu contează. Tu prea tu pa instrucțiuni faci, eu pășesc mai repede. Nu, dar. pășesc eu mai repede pășesc. De exemplu, din experiența mea, eu am pășit mult mai repede, peste tot. Dar tu n-ai sentimentul ăsta, voi, poate aveți sentimentul ăsta, că vedeți pentru prima dată o persoană da. și e vin la tine și hai să mutăm munți și tu te la dâns și dai seama că eu n-am da, am am, de -am, am. Și zici că ceva că eu dau munt, muntele cu altcineva. Da. După, hai, găsește da. alt munte. Depinde, pentru că vreau să bag și experiența mea în psihoterapie, știi, într-o perioadă mă gândeam și fix așa, știi, tu depui efort și asta mm -hmm. te poate arde emoțional, pentru că tu depui efort, atenție, cumva omul a venit cu o anumită așteptare, mm -hmm. la început, că cum spunea hai schimbăm munțul, eu, eu precis vreau să, la un moment dat și omul nu, știu, așa. Mm -hmm. Și la început asta poate, te frustrează pentru că tu te programat, cumva tu ai construit deja strategia, structura și când încolo, pam. Și când mm -hmm. ați vine, și pentru mine a fost un schimb de mindset când, în supervizare, Min zice, da, eu am ridicat întrebarea asta că pe mine mă frustrează, de exemplu, și pe mine unii clienți mă frustrează. nu mi-a spus, gen, dar ce spune asta despre tine? Pentru că am avut o experiență în care, într-adevăr, eu credeam că cazul ăsta e de nerezolvat, trece o perioadă și omul se schimbă. Și tot așa, stop. Și îți rupe cumva stereotipul, da? Și aici este riscul că tu dacă abandonezi, tu nu ai știi până la urmă rezultat. E clar lucru că aici e cumva balanța, e sensibilă că dacă investești foarte mult, 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 poți ajunge în istorie oară aceea, nu dacă știți despre investiții într-un anumit tip de avion, era cazul cu Franța și cu Marea Britanie, dacă nu greșesc, și intrat atât de mult investeau bani acolo, că ei nu mai vedeau că de fapt proiectul gata, nu se răscumpă. Da, trebuie de oprit, de ei tot continuau, continuau, continuau. Este latura asta, dar este și latura celălalt că poate trebuie să treci doar groapa. Uh -huh. Trebuie să treci momentul ăsta dificil și că încolo vezi cum își schimbă situația. Pentru că, pe dânsul la influențează foarte multe lucruri. Tu poți să-l influențezi pe de Dacă ne uităm din psihoterapia, să 15% îi uh, tehnici. 15% uh -huh. asta e placebo. Omul, dacă crede că... Și aici e foarte bună, de exemplu. Dacă ești Mihai Lapkovski, deja placebo poate să funcționeze. 30% dacă nu greșesc, da, undeva vreo 30% este relația terapeutică. Tu cum te înțelegi cum? Și dacă tu te la dânsul așa, ia, share prea mult, pui mult presiune, tu nu știi el și credința are despre dânsul, de eu să reușesc, nu să reușesc și el poate să nu vă cupească pentru că mm -hmm. nu știi cum se relaționează cu tine. Și mai este chestia asta, 40% factori externi. Mm -hmm. Partea financiară, lucru cu alți oameni, cum să înțelegi el cu comunitatea sau cu anturajul său, partea ereditară, adică și are în genetic, sunt mulți factori care influențează. Tu de aici, abandonând, poți nu știi, de fapt. Dar omul putea să fie cu potențial. Și așa nu ne arată biografiile marilor atleți în care toți nu credeau un trânș și după ei singur credeau un trânș. Au persistat mm -hmm. și când încolo a ajuns elita sportului. Și și cumva e și așa de greu că să cedezi sau să nu cedez, e cam așa, sporne da, Pentru mine a fost o, o fel de schimb de mindset când mă a întrebat, și spunea să despre tine. De fapt, eu avem așteptări ca omul să persevereze, să aibă și el succes cumva, dar de fapt asta era despre mine. Eu mă gândeam că el trebuie să aibă așa și lucrurile trebuie să meargă așa când lucru nu trebuie să meargă așa. Da. O mare ritmul lui. Nu, eu nu, nu zic că eu adică nu insist că am procedat peste dar nici nu te etichetezi, eu zic că care nu, poate dar fi Nu, mai pus pe, pe, gânduri. Ce, ce spune asta despre mine? Eu cred că despre mine asta spune că eu nu am răbdare. Eu caut căi siguri și concrete. Adică iarăși revenim la rezultat, cred că cumva. E că adică, bună întrebare, asta pune pe gânduri, în general. Asta așa te pune pe gânduri și la un moment de poate doare, pentru că tu cumva trebuie să recunoști asta, dar da, nu da, vrei să da, recunoști da, și asta da, da. brusc motivația. Dar tu știi că eu, nu știu, eu totă vreme, la momentul acolo unde doare sau trebuie să recunoști sau trebuie cumva să reconștientizezi asta, eu o tare mare caif. Serios, adică nu era ca? incomod câteodată, dar acum când stau și mă gândesc, blin, asta e o întrebare, dar și spune asta despre mine. Zic, Hu, eu am de gândit săptămâna asta, întrebarea asta, știi? gata, eu îmi găsesc ni hrană pentru minte. Că eu, din contra, când nu o găsesc, cap, pot să degradez. Ăsta <laughs> nu e bine deloc. Poate fi pentru tine și o motivație de asta cognitivă, când tu schimbi sensul. Mm -hmm. în, în seri, mm -hmm. Și când tu primești un sens și valoare la ce și să le la tine. Ea, vreau să merg mai departe. Dar aia. Aia. nu credeți că motivație nu e pentru că tu uh, nu mai găsești sensul și al care le ai găsit cândva? Și nu ești gata să-ți schimbi sensul ca să să altă motivație? Asta ar putea fi, mai ales pentru persoanele astea care ajung la crize existențială, 30 de ani, de exemplu, 35, 40, adică nu există o cifră concret când nu uh -huh. apar. Persoanele trăiau un anumit stil de viață și brusc uh -huh. să a schimbat, nu știu, eu eram burlac, dată și hop, familie. Și uh -huh. mintea ta era că eu am, nu știu, multe parteneri, dar deci hop. Și tu nu te mai identifici cu rolul ăsta nou. ți, ți greu să te identifici cu rolul nou. Trebuie să investești, trebuie să te adaptezi, trebuie să înveți multe lucruri și asta poate fi o criză existențială. Uh -huh. și așa poate fi și la nivel de profesie, În care tu ajungi la un anumit nivel și tu deja nu, par, nu te identifici. Și atunci apare chestia că se pierde sensul. Dar adevăr asta, ai nevoie de sens ca să ți menții uh, în perioada asta de furtună stai drept. Pentru că sensul ăsta și-i rădăcina copacului copacul poate fi frumos, dar dacă rădăcinile slabe, primul vânt și jos. Tu ai venit foarte pregătit. Uite câte exemple de dă dintr de un seri Serios, serios, adică eu... Tă din cauza la cămașa. <laughs> <laughs> și m-ai văzut la omul anului și... Da, <laughs> din cauza ei. Glumesc, glumesc. Azi, vrea. <laughs> Dar și vă interesează pe voi, că hai să schimbăm vopșe perspectiva discuției. Și vă interesează pe voi despre motivație. Vai cu hai cu că mai mult Dacă există ceva, dacă nu schimbăm. Nu, no, pe mine mă interesează mai un moment, dar vreau să văd dacă mai care. Cum poți convinge omul să fie recunoscător pentru un succes? Mai scurt, cum cum să-i faci pe oameni să fie și recunoscători și ștechite. Spasibă făcărmanii pălojoși. Dar Rău. des ori oamenii pornesc de la premiza că dacă eu am să fiu recunoscător pentru ce a făcut el, uh -huh. este mai mult decât suficient. Uh -huh. Și să anulează acea securitate. Uh -huh. Pentru că da, ți-i -ți plăcut că omul apreciază munca, efortul, rezultatul. Uh -huh. Dar aceste rezultate mai trebuie alimentate și de partea cealaltă. Nu vreau să mergem în extrema exemplului că tu ești milisic și și nu-ți trebuie bani și mm -hmm. ai nevoie doar de recunoaștere. Pentru că, la urma urmei, să zicem, un președinte de țară are consilieri pe diferite subiecte, pe diferite temate și domenii și tot așa. Adică, președintele nu ia de unul singur decizia vis-a-vis -vis de anumite lucruri. El se mm -hmm. consultă. Mm -hmm. Și atâta, dacă el se consultă și tot așa, atunci, iată, cum să faci omul să ne înscurte? Eu înțeleg ce tu vrei să întrebi. Eu, de exemplu, din punctul meu de vedere și din experiența mea, eu recunoștință tot vremea... Eu am învățat așa un lucru. Dacă am așteptări și nu le comunic cuiva, eu mă dezamăgesc tot vremea. Și din contra, recunoștința, mereu am căpătat-o cel puțin de la public și lucrând cu comunități și cu oameni, am căpătat-o strict numai prin merit sau prin aport la ceva util, ca rog. Adică, așa, eu când lucrez cu. Asta, acum uh -huh. eu îți prezint uh -huh. în perspectivă de lucru cu oamenii, uh -huh. în general. Eu îmi scad așteptările până la minimum și recunoștința pentru mine e rezultatul acțiunilor mele. Dacă eu fac acțiuni, fac, fac și recunoștința vine, înseamnă că fac ceva bine. Dacă recunoștința nu vine, înseamnă că eu nu fac acțiuni, eu schimb acțiunile mele. Dacă recunoștința nu se materializează? Nu zice hai. bravo, nu uh -huh. uh -huh. tu l-ai ajutat, nu știu, hai să zicem așa cu Instagram-ul, da, m Instagram și da, de da, de că îți spune mulțumesc, dar efortul tău nu este. Uh -huh. Problema uh -huh. poate fi că voi nu v-ați înțeles de la început. Care Tu da, poți fi și așa și da. Tu poți spune, eu te ajut, te ajut până la anumită uh -huh. etapă, da, de exemplu, îți dau sursă generală sau uh -huh. invers, eu te ajut uh -huh. și eu fac echivalentul. Mulțumesc că cu atât. îți dau sursele, sunt guri de acolo. Mai departe, dacă vrei expertiza mea, uite, e începe de la... Eu țin tot la formare, era un formator care povestea că era la o petrecere și fiind el psihoterapeut, clar, rog, când vezi un psihoterapeut, tu vrei deodată să întreb da, la mine e ca așa și ce înseamnă asta? Și el glumie, stai, 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 scot aparatul, acuși fixăm, punem cronometru și dai povestește da? Adică, uh -huh. cumva pui niște reguli din start. Și înseamnă satisfacție și eu și dau pentru satisfacție ce că făcând noi de exemplu un Instagram, noi primim mulțumesc pentru implicarea uh, celorlalți și noi putem să le dăm de exemplu informații, dar tu decizi ce fel de informații. Dacă un om vine de exemplu cu dă-mi un sfat, spune și trebuie să fac. Mă limitez de regulă rare ori când depășesc de zona asta că se zic, cu trebuie așa și și tot mă opresc numai doar la momentul ăsta că trebuie să te duci la specialistul ăsta, specialistul este specialistul ăsta, ca să adun informații. Uh -huh. Dar de regulă mai, 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 mult mă limitez la asta. Tu la specialist. Pentru Azi... că atât e de mare problema că tu n-ai să prinești nimic din asta. Eu am văzut asta la mulți, adică lucrând cu alte afaceri și consultând alți, inclusiv freelanceri și experți, este așa instrument ca și consultație. Da? La tine e instrument de bază mm -hmm. în vânzări, de mm -hmm. exemplu, dar la multi business consultațiile sunt instrument de captare a clienților noi. Prin urmare, la, la mulți specialiști și experți în piața noastră, consultațiile nu sunt structurate deloc. Adică ele stare tare haotice. Și atunci când ele stare haotice, adică, cum, cum ai zis mm -hmm. tu, nu mm -hmm. sunt predefinite, da, da, da. Atunci, consultațiile astea tot vremea se transformă în, într-un haos, e ca din asta, clientul vine și te poartă pe tine încolo, în coașe și, caro, ce ne răzberiehă. Prin urmare, eu am văzut asta de la ruș, din uh, student cu mii, fac. Consultațiile se formatizează exact, mai scurt. Și de, am vrut să discut asta cu alți experți, să experimentăm asta, tot s s-o lovit de ideea că, băi, dacă clienții la mine sunt diferiți, eu nu-i pot pe dâns mm -hmm. formata. păi, și formatat. Păi asta trebuie mm -hmm. formatat ca să începi. Așa cum ai zis tu, e că vezi la tine abordarea sistemică este în faptul că dar este o perioadă în care noi vedem dacă ne aliniem sau nu. Asta înseamnă că tu gândești mai sistemic, ca mine, mai pe lung. Te adică mm -hmm. tu verifici mai bine colaborările, știi? Eu hopu repede, dar tu hopui un test. Apec exact așa, în testul ăsta, JLJLTN este un format, exact și așa, așa, consultația trebuie și un format, în care pur și simplu e ca de aici până aici și am observat o chestie, și după mine inclusiv, pentru că eu, dacă înclucez partea mea de specialist, nimeni nu este desori incomod să spun regulile jocului. Uh -huh. Și ori de câte ori am înțeles că nimeni incomod să spun regulile jocului, exact de teorie am pierdut jocul. Acolo unde tu nu definești până la capăt regulile, acolo și nevați să le definește pentru tine. Ia ca uh, regula principală care eu am învățat-o din toate interacțiunile cu oamenii. Și prin urmare, dacă undeva ai dezechilibru, apă, e dezechilibru, e vorba de negocieri și de echilibrat. De renegocieri, cumva. Uh -huh. Asta e ideea toată. Adică, re, revenind înapoi, eu îmi dau așteptările uh, mai, mai jos, analizez acțiunile pentru că recunoștința asta e rezultatul acțiunilor mele și dacă nu primești și ce trebuie, schimb acțiuni și dacă nu se întâmplă nimic, poate renegocia. Și în renegocierile este cumva se reformatează totul. S-a sistematizat ghinii în capul meu. Dar e subiect bun. Știi care e ideea? Recunoștința asta și încă chestii... Este un principiu de bază în community building. Eu l-am memorizat de câțiva ani de, -am, de când am citit prima carte și înainte de a dezvolta social media în culise. Principiul de a dezvolta comunitățile sunt în felul următor. Oferă oamenilor recunoaștere, atenție și recunoaștere. Acest uh -huh. două chestii de bază, atenție și recunoaștere. Și eu cu asta am operat. Eu asta am pus la bază în dezvoltări. Poftim? Să ne minte asta. Da, de ce? Pentru că când mă ai întrebat, de deci ce trebuie să-i dau atenție la uh -huh. omul care vine cu su sugestii? <laughs> atenție și recunoaște, recunoaște Iacu, ideea -am lui. M-am da. <laughs> da, sunt de acord. Nu, eu des ori pun întrebări contrare ca să dezvoltăm subiectul. Dar aici apare întrebarea, dar ce înseamnă atenție și ce înseamnă recunoaștere? Atenție înseamnă să iei în samă De mm -hmm. fiecare dată, când comentează, mulțumește. Mm -hmm. De exemplu. Asta mm -hmm. e un gest de atenție. Că asta e tot vreme în comentarii am lucrat cu oamenii. Și înseamnă recunoaștere? Asta înseamnă să-l scoți în față. De exemplu, cum a fost odată la nota 2, când o fată scris cel mai lung comentariu. Asta a fost o oportunitate de a oferi recunoaștere comunității și am scos-o și am zis, uitați să și comentariu bun, ia ca cine. Asta e recunoaștere. Uh -huh. Ce ca este două cuvinte poate fi cumva la baza și relațiilor cu alți oameni, nu, nu numai de community building. Asta poate fi și o problemă, să încă de atașament. Pentru că dacă dintr-o tine e foarte important recunoașterea, este va fie greu să de la om plată pentru asta, uh -huh. pentru că o altă nevoie, o bate ah, pe altă vrem, nevoie. Pentru că în atașament există asta, acceptare, validare. Și uh -huh. ce tu ai spus? Uh -huh. Acceptare, eu îți dau atenție, te accept. Valid, nu, validare e acceptare. să m-am chemăm o Încă o Îngodat, cum tu ai spus? Despre atenție și recunoaștere. Atenție Am și recunoaștere. Da. Recunoaștere este validare și uh, acceptare este atenție. Uite, eu accept că tu ai spus asta și validez că ai spus asta. Da? Și asta e baza la atașament. Și în cazul dat, se primește că e o nevoie fundamentală a omului în atașament, pentru că asta formează relații cu alți oameni. Asta mă face să mă sunt bine. Și e riscul ca o nevoie, cum să primesc banul, să luptă cu alte nevoi, cum ar fi, de exemplu, atașamentul. Și nici e greu să spun, dar dacă e așa la cu spate, Da, dacă spui, fute și bani, și Amen, chiar așa mult am întrebat, da? Și atunci este riscul să te simți jenat, vinovat, poate și rușinat pe alocuri. Uh -huh. Asta poate să fie o problemă de și să -și bani. Iar dacă tu înțelegi, stai puțin, definezi clar că asta, noi nu suntem prieteni. Mai ales că mulți poate întrebi. Și tu trebuie să definești, de exemplu, ca și timp, ca și emoții. Da, dar dacă îți scriu necunoscut, de exemplu, nu știu, uite, am o problemă, uh -huh. cum aș putea să rezolv, nu știu, situația X? Teoretic, ție-ți ia 10 secunde sau 30 de secunde să înțelegi și să cere de la tine și în un minut să-i formulezi răspunsul și probabil un răspuns corect. Uh -huh. Ideea e alta, că ți-ai -ți luat câțiva ani ca tu să-ți creezi baza de cunoștință necesară ca toți să fii capabil să-i răspunzi într-un minut. Și el fiind necunoscut, nu poți să începi că noroc, eu nu-ți știu, noi nu suntem prieteni, 10 lei. Uh -huh. Tu poți să zici că sfaturile eu le dau, de exemplu, în cadrul consultației. Uh -huh. Și atât. Da. și poți să Și acolo no, unde da. te înscris cost. Consultația costă tot. Da. Sau, de exemplu, poți să zici, uite, nu pot să-ți dau asta. Depinde de cum tu da. vezi situația. Dar Dar dacă ce... tu nu vrei, tu poți nu-i spui asta. Știi și văd eu, eu văd și într-adevăr, în ne-a plăcut chestia cu atașamentul care zice mm -hmm. zis. Adică în momentul în care, cumva, în faptul mm -hmm. când tu ridici întrebare despre cunoaștere, a înseamnă că nu trebuie tu să vinzi mai scurt. Uh -huh. nu, nu te complici cu vânzările, pentru că asta e una din cele mai mari probleme ale experților. Experții de atâta și cunosc foarte bine că ei nu-și ocup capul cu alte lucruri, știi? Și în momentul în care dai să vinzi, tu nu poți să vinzi pentru că, plin, tu, ca băieșe, ca bătăți experți, eu o numesc asta în ghilimele problemă de orgoliu, dar asta nu e neapărat în sistem cumva negativ este nevoia asta de a fi apreciat pentru tot efortul care tu l-ai depus și ai învățat și cunoștințele care le ai. Asta e normal. Dar aici a spus cap în cap cu vânzările și atunci trebuie să fie alt om care răspunde în locul tău. De regulă asta așa se face de regulă mai are un om la contul, dacă hmm? vorbim de Instagram. Da, da, da. Și dacă sunt întrebări de vânzări, tu nu te pași deloc. Deloc. Da Tot Omul, omul Imaginează-ți că, așa cum noi și în Academie, vânzători, îl luăm, știi, și testăm. Vânzătorul nu neapărat să gândească ca mine în crearea producției, La mine în capul e bătut cu product development știi? Și eu când mă bag să explic la oameni să le vând cursuri, eu le explic lor detalii. Procesul, mult. da. Da, înțelegi? Dar vânzătorul altă abordare are și cred că, e că asta ar fi una dintre soluții. A doua, să faci produsul, să ai trei tipuri de consultanță, dar să le gândești tu. Asta e și, asta e și problema. Ai consultanță gratuite și în, ai consultanțele gratuite, trebuie să aibă ca scop să vinzi ceva. Nu le faci dacă nu vinzi ceva, nu, nu propui. Și ele să aibă conversie. Ai consultații cu plată. Și atunci trebuie să decizi pentru tine un, un filtru. Îl duci la consultație gratuite sau cu plată? Gratuit sau cu plată? Tipa, consultațiile gratuite se oferă atunci când tu vinzi servicii. E ca, de exemplu, vine un antreprenor și spune că, băi, eu vreau să fac un podcast, e că vreau brand awareness. Ok, hai să-ți facem consultații gratuite, că tu știi că de acolo el faci cunoștință cu tine, el află cum tu gândești, tu lui explici, tu afli nevoile lui și după asta poți să-i faci și o ofertă. Și oferta asta e plată pe lună timp de un an. Why not? Poți să faci consultanță gratuită. Dar atunci când e pe one time, Așa cum vin la tine de să mm. să orientuiesc, da? Sau Inca. la tine, la tine prima consultanță e gratuită sau nu? No. Nu. Nu. No. aici e cu plată. Tipa, vrei, hai, o oră îți dedic ție. Eu practic așa câteodată, dar nu mă pregătesc deloc. Eu pornesc camera și spun, hai, ce, ce ai nevoie? De și e... de care dă să-ți trimit ție materialele, ieși studiază, și asta eu ai, nu mă bag așa, 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 consultanță. A, e că vezi, trebuie... A nu trebuie tu, dar oamenii care gând, au o, o, dificultate în domeniul ăsta, adică concret niște reguli, da? chiar și după timp. Cât timp eu ție? Cât de regulă poate să fie acele gratuite, sfaturi, de exemplu, 15-20 de minute, jumătate de oră. Și ele trebuie să fie legate și cu anumite scopuri de ale tale. Că așa lași scop, nu știu, să intre în live Instagram, tu ai un scop. Și poate al fix, nu întăresc Uh, abilitatea de a vorbi, cu public, de să mă de public. Adică oricum este un scop al tău care îl servești. Dar în momentul ăsta când tu nu vrei să dai, dar parcă pe tine și nu te impune nimeni să-i răspunzi. No, da, dar păvătorești și eu le că mudac. Și stai ulea, că asta nu-mi pare convingere de a ta și nu-ți și și mudac. Ea. Interesant, interesant. Da, Bună da, eu ne-am pus întrebare de este. Adică, pus... și nu o zis că tu ești și mudac teoretic, e drept că n-ar trebui să-ți ce ar crede omul dacă tu nu faci așa cum vrea el. Tu nu răspunzi la întrebare. Și ne să te creadă tine Eu nu pot să răd cu diești tu cine. Nu, tu așa, ai ajuns la concluzia nu, eu și eu muda. Știi cum eu cred? Eu cred că dacă Vlaicor scrie cuiva și nu răspunde, Vlaicor considera că e mudat. Și de aici vine percepția Că eu mai tind că dacă n-aș răspunde eu, adică tot să ne devalori, cum ai zis tu, corect? Asta mai mult de convingere ca despre alții și despre mine. Asta așa... Mm -hmm. Centrale poate așa să... Așa zgârâi mințele? Când... Pentru că de acolo îmi poate să meargă tă -tă -tă de fapt. Și să pe tine nimeni nu te etichetat ca mudac. Și chiar dacă te-ar fi etichetat ca mudac, și unde sunt regulile, că dacă, de exemplu, nu răspund asta, automat că sunt mudac. Dar poate era dornit, dar poate era ocupat, dar poate ai avut o traumă, poate nu știu și, și automat ești mudac. Cam în evolativă. Nu, eu. De, de ce zic chestia asta? Pentru că m foarte des conturile de Instagram sau de social media, personale, nu de brand, mm -hmm. dar personale, în momentul în care tu adresezi sau începi să interacționezi cu cineva, tu pornești la premisa că el vorbește de la egal la egal. Cumva. Adică vorbești cu un om, nu vorbești mm -hmm. cu un brand și mm -hmm. îți răspunde un cineva. Adică mm -hmm. tu știi foarte clar cui te adresezi mm. și acel cineva ți ți-i răspunde. Teoretic, tu pornești de la premiza că voi sunteți un pic mai mult decât pur și simplu necunoscuți, pentru că deja vă urmăriți reciproc, eu am făcut un story, el a reacționat la story, mi-a pus o întrebare, nu cu dumneavoastră, de exemplu, adică nu este la uh -huh, uh -huh. persoana a treia, dar este la tu, adică, teoretic noi dăm să suntem și prieteni. Și prieteni. Da, da. Și cumva, dacă sunteți prieteni, deja ar trebui să existe o comunicare eficientă. vezi, sunt deja te pui și o regulă, ar trebui să fie o comunicare eficientă. E precol la temă. Eu, știi, Hai cum? să nu intrăm că facem o și terapie, nu, de noi de la motivația am pornit. Pamoim noi aici, acasă, e, e măduva discuției, cred că, pentru că toți sunt interesați și toți au subiecte. Eu când am citit la Verber, um, în carte Furnicile, acolo este și o chestie, teorie relativității, mă absolut, sau și vedem asta, și acolo este o teorie a unui matematician care spune că lucrurile la diferite dimensiuni se percep diferit. Dacă privim o masă sub microscop, noi vedem munți. Dacă o privim normal, noi vedem masă și dacă privim de sus, 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 vedem un punct. Uh -huh. Adică tot depinde de la ce distanță tu privești subiectul, la ce masștab cumva. Acum, e ca și v și o povestit, asta e la masștab one to one. Când unul, unul scrie. Și da dacă e 5, întrebarea. Da dacă e 300 pe zi, întrebarea. Da dacă e 7000 pe zi, știi? Adică tu când crești masștabul, tu începi să te adaptezi pe stai că după eu am așa abordare față de tăți. dar dacă îmi scriu 30, eu m-am prins așa pe gând, fix problema asta am prins-o. Eu comunicând cu oamenii am înțeles că păi, eu nu lucrez nic, eu vin la lucru, mă așez și tot sunt prieteni cu toți și răspund uh -huh. <laughs> și mă uit, m-am consumat, motivații, revenim la motivații, uh -huh. nu am de lucrat, și stau pifit și mă uit, îmi caut și să mai spun la alții. Iar că asta e unul din motivii personal pentru mine, eu am observat că social media îmi mănâncă motivația toată. Da, pentru că acolo poți să fie și partea asta din vinuire. De ce am făcut eu asta? De exemplu, tu poți să-i spui mm -hmm. deși eu nu i-am spus că asta costă, de exemplu. Da, și să te învinuiești. Sau tu să spui, de exemplu, mm. deși eu am răspuns la 30 de minute, am luat ziua liberă? E că mi-au trebuit... Azi. Azi. Fix așa gândesc. Și atunci mm. începe să te auto-blamezi, dar autoblamarea vine cu un proces intelectual mm. încărcat, că tu faci diferite scenarii. Eu am putut să fac așa, am putut să fac așa. Vine cu partea asta de creativitate, că tu îți imaginezi scenariile și cele. Și asta e un consum. Creierul nostru foarte mult consum. Da, 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 da. Și așa, o activitate intelectuală de tipul ăsta, de vreo 15-20 de minute sau chiar 30, 30 de minute, și... s-au dus toate resurse. Și tu, la un moment dat stai. Nu știi ce să faci. Vrei să te odihnești, vrei să te doară, vrei Dar te cum asta se din denumi? E că e foarte bună observație interesantă. În momentul în care, că, de exemplu, eu sunt, sunt și ei și Vlaicu o descris față de un om care ne-a scris, eu sunt necesitatea de a comunica cu el, e că cam... Adică, că el ne-a scris, adică nu pot lăsa mesajul și el ne-a știi? Dar dacă l-am citit, nu pot să nu răspund. Și eu îl deschid tot din sentimentul ăsta că eu vreau să răspund, am primit mesaj, eu răspund la tăți, consum timpul și după asta îmi pare rău, bleam. Adică unde până e unde? încălcată? Până unde vrei să răspunzi? La tăți. Dar până unde? Eu am avut așa experiență în care uh, tot m-am implicat într-o discuție, gen, uite, am așa, 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 zic, hai să te ofer compasiune, uite, așa, ar trebui să te duci la, nu știu, un specialist de atât, atât, atât. Mm. Ok, dar poate faci mă ședință, eu zic, nu pot, pentru că e oră nu e oră rugată, Uh, ok. Și iarăși, întrebări iarăși. Și eu văd că omul nu are o limită. Uh -huh. Da? Și adică el insistă uh -huh. sau să sfaturi sau așa. Și când vezi că se încalcă deja limitele, omul, de exemplu, nu, nu se orientează și zice, ok, hai să merg, hai să cum ar fi tu, ai gard și mergi pe roșile tale și să le uh -huh. Da? Și sau tu zici, nu, asta e le chiflici. Sau tu spui, stop, ai ieșit din o gradă, creez hotarul uh -huh. și deja data viitoare mă anunți când vii pe la mine. Da? Și atunci, în cazul dat tu spui, uite a este întrebările abordăm doar în ședință și om, da, dar eu vreau, a este întrebările abordăm doar în ședință, da, dar eu mai am a este întrebările abordăm, adică trebuie să ai și o toleranță la frustrare asta e frustrant când tu trebuie să refuzi pe un om da, da, nu știu e, dacă ați văzut adică poate fi numit un fel de filtru personal spre profesional, adică tu automat îți da, delimitezi pentru că cine? cine poate fi potențialul tău client sau nu, depinde, iată aici și depinde de um, profesia pe care o ai uh -huh. Eu, ca psiholog, chiar dacă eu discut despre niște teme foarte sensibile și oamenii se regăsesc acolo, oricum noi nu suntem prieteni. Uh -huh. Cât de tare -ar, nu și-ar dori și chiar cât de tare n-ar să asta, noi nu suntem prieteni. Okay. Dar ei poate să aibă sentimentul să că suntem prieteni, pentru că ei, de exemplu, poate să ne scrie în detalii uh, și eu apreciez, eu le dau validare, uh -huh. doar că prietenii ei pot să o înțeleg în felul lor, dar eu în felul meu prietenie, înțelegi? Și atunci noi nu suntem pe unde diferite și eu când văd și mulți oameni au hotările lor personale, pentru că dacă ei le au pe lor hotările personale, îi respectă ușor pe al celorlalți. Dar cei care au probleme cu hotările lor personale, nu le respectă și pe al celorlalți. Și la dânsă îi haut și te întreabă și te întreabă. Și tu pui eu, întâi amabil, 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 și când nu se vede, schimb strategie. Pentru că băi, unul om trebuie mai direct să-i spui. Băi, nu și atât. Unul om are nevoie, uite, asta poate fi așa, dar poate fi așa. Și omul înțelege. Dar uneori trebuie să fii mult mai direct. Nu știu dacă ați văzut filmul ăsta cu era, cum o cheamă? Mă, da, cum o cheamă pe actorul ăsta? Și el era cu avioane. E nu cu avioane, el trebuie să ducă în diferite state și el mm -hmm. călătorea foarte mult cu avioane, și trebuie să ducă să le anunțe concedierea. Ah, cu George Clooney, da, motiv. da, da, un, da, da, un, da, da, un, da, da, știu da. filmul, da. Trebuie să ai o rezistență la frustrarea celuilalt, lui mm -hmm. să-i spui da. cam. Adică trebuie să-ți dezvolți o abilitate de frustrare să ai o toleranță ridicată la frustrare. Da, ți-i să nu-ți placă cum el a să Da, el poate să nu-ți placă că el poate să te consideri pe tine mudac. Mm -hmm. nu? Asta e legerea lui. Nu, dar exemplu. bine, vezi că eu am zis de mudac ca mudac, dar eu iarăși asta o zic din perspectiva mai scurt, eu încerc să, să găsesc o, 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 o modalitate palpabilă de a descifra această mai e scurt. Haideți, eu o să fac contextul foarte scurt, dar, dar, să ajungem pe unul la, la, Mudac. Cred. <laughs> Avem două persoane. Persoana A, persoana B. Persoana A, în momentul în care mă abordează, îmi spune like am o problemă, tra la 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 eu vreau să mă ajut, nu vreau asta să fie o chestie gratuită, eu sunt gata să achit, cât trebuie, tu îmi spui, rezolvăm și tot e bine și frumos. Și colaborarea este nota 10, tu vrei să comunici cu acest om, poate nu neapărat la nivel profesional, dar tu știi că acest om s-a gândit că timpul tău nu este gratuit și asta este foarte crută, recomand. Achitați timpul <laughs> pe oamenilor. Uh, și persoana a doua, eu am foarte mare nevoie de ajutor, uh, nu știu ce acolo, eu sunt gata, așa, uh, aștept răspuns de la tine. Tu vii cu răspunsul că asta costă atâta și el îți dă sin și gata. Alegerea lui. Și, și că aici se pornește omul... convingerile tale, că aici se eu, convingerile eu Eu sunt conștient de anumite chestii, dar omul pornit de la premiza că eu de să-i scriu, av drog. Îți mai dau un exemplu așa. din uh, supervizare în care uh, tot așa mă gândeam și tot întrebam, băi, oamenii vin și spun că eu sunt gata, eu mă apuc, uh -huh. o ședință a dispărut sau, sau tot văd pe crezi că eu n-am așa ceva? Uh -huh. E așa descriu că răstor munții și mai nu-i divin psihologul uh -huh. meu? Și ei și nu mai sunt. Și atunci, îmi pare, la supervizare ne-au zis, băi, dar oamenii, de multe ori, se supraprecează. Își supraprecează efortul lor. Sau în ședință, uh -huh. de exemplu, este așa o tehnică în care tu omul spui, uite, tu ai să faci sport, da? El zice, da, fac sport pentru că există o anumită tehnică de deci trebuie să faci sport, pentru că să te simți mult mai bine. Uh -huh. bon. Și există tehnica asta că tu nu trebuie să-l crezi pe client. Pentru că el zice, da, dar tu îți spui, ok, cât de, cât de, tare crezi de să faci, că tu îți faci că exercițiile fizice? 60-50% și tu când auzi, nu, nu e ok. Și cum putem noi proceda ca tu să mărești procentul ăsta? 60, nu știu, trebuie să îmi scriu pe foaie și ne pun pe perete. Și asta mărească procentul? Ok, 60%. Hai încă să mai vedem. Nu știu, îmi pun alarmă de fiecare dată și îmi pun muzică tare când crește? 70%. Ok, ajungem la 80-90%. El și-a identificat ce poate crește motivația. Vine ședința următoare, ai făcut? Nu. Deși tu ai făcut tot, 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 ai făcut structură. Da, da, da. Pur și simplu se supraapreciază. Așa și aici. Omul vine cu o stare emoțională. Dar tu de la stare emoțională îl duci la raționalitate. La gândire critică. Și lui îi se va pro toate emoțiile și după asta. Și banii că trebuie să dă. Și asta e problema motivației. Da, 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 da. Și asta e problema motivației cu YouTube cu de este de câte ori, nu, nu știu cum văd, dar de câte ori eu mă uitam la filme cu arte marțiale, de atâtea ori eu ziceam, m mă aduc și eu, da, mă aduc și eu, și eu Man, tă, da, da, da <laughs> te uiți, mam, Man. vrei, mam, te uiți la boica, vrei sau am uzi, te uiți la alt film și tu zici, da, și eu o să fiu așa, pentru că a venit un val emoțional și după ce el se va tu, da, eu nu văd sens, da, nu știu, e ca așa și cauza poate fi la dânsul aici, uh -huh. dar aici poate fi și o explicație pentru tine cu tip dorind că celălalt să-ți dăi deodată așa pe masă, pe de frustrare. Da, tot pur și simplu el zice, cât achetă, așa, tu nu trebuie să te frustrezi, gata, omul a venit cu ideea asta. Dar asta poate spune despre un locus control extern. Uh -huh. De exemplu, eu mă bazez și să schimb în exterior, nu din interior. Uh -huh. Locusul intern zic, nu mă interesează, vrei tu să plătești, nu vrei, asta e, uite. ca eu așa, am <laughs> pus pe masă, vrei, du, nu, nu, și gata. Eu de unicul lucru mă tem că în momentul în care îmi scriu o persoană care eu nu o cunosc și Noroc am nevoie de ajutor, eu mă să ajungă ajung în extremă. Și așa da' du-te tu deodată, știi? <râm> Asta poate fi un mecanism de apărare. -ai -ai de apărare. Scenariu și... da. <râm> știi? Pentru că dacă aduni multă experiență de tipul uh -hmm. ăsta, da, tu la tine se face, știi, ca un fel de schemă. Uh -hmm. Schema presupune scurtătură despre ceva. Da. Dacă tu ai avut multă experiență cu foc, te să la tine foc este rău și mm -hmm. rău. Dar altul poți să nu asta, e nu am fost la festival. Da. Da, eu, iarăși, dacă luăm mas așa funcționează vânzările și conversiile. Foarte mm -hmm. bine explicat ce înseamnă conversie. De atât așa există conversie, pentru că mulți ai că spun, la mine s-au adresat 10 și oameni în consultație. deși numai doi cumpără. Unii zduc cu opt, vânzările nu lucrează. Nu, dar pe așa funcționează. Zan mm -hmm. că la tine e 20%. La da. tine trebuie să adresează 10 oameni, adică cinci oameni, ca unul să cumpere. Și asta e tot normal, adică când aștept să adreseze la tine, asta înseamnă că tu nu vinzi. Tu pur și simplu cumva organic le ei. Și este o, o, conversie organică. Și altceva când tu pușuiești și propui, hai, consultații, consultații, tu începi a vinde și iarăși vin și tot sunt conversii. Eu pe locul tău își faci follow up -uri. Hmm. Tu ai spus prețul, O trecut două zile și spui Te rog frumos, eu ce săptămâna ce, viitoare am numai o zi uh -huh. Sau eu fac consultații numai în fiecare vineri. Adică tu trebuie să faci niște limite Și faci follow-up, tu mă ești interesat sau nu, știi? Adică în concertare Și dacă zici, o da, maladeț, nu, no, bloc <laughs> Nu, no, asta deja e așa cum o frustrare Încerci să tolerezi frustrarea Nu, no, dacă prin spune blue... nu, apă cel puțin Iarăși cum aș face și eu eu aș încerca să aflu de el s-a adresat la mine și de a refuzat și nevoie are. Și ca să-mi cam profilul oamenilor care cel mai probabil refuză. Știi? Uh -huh. Adică e o studiere. M-aș ocupa cu asta nu mult timp, dar măcar cu vreo 20-30 de oameni de ăștia aș discuta ca să înțeleg cam și profil de regulă nu cumpără. Știi? Uh -huh. greu, adică stric pentru experiența mincinez. mea. E greu, poate și doar el poate da, de să da, de acord. Dar iarăși, revenim la ideea cei. Și Cine ești tu dacă tu n-ai succes lui. Bună întrebare. Dar și cel mai tare pe mine, de fapt, altceva. Mă, mă, eu foarte des am întâlnit cazuri când oamenii pornesc la premiza că lor li se poate acorda gratuitate. Asta e normal. Poți oferi gratuitate. Mm -hmm. Poți nu oferi. Dar ideea mm -hmm. că omul a șerut de la tine ajutor, mm -hmm. tu i-ai spus prețul, mm -hmm. omul a pus pe putem spune că este fail, da? În cazul dat, nu a avut loc tranșa, da? Mm -hmm. finanță, tu expertiză. Tu cine ești în cazul dat? Vlaicu. Același, expert. Același da. expert care nu te definește că tu ești rău sau nu știu În cazul dat, tu, de exemplu, ești într-o zonă funcțională. Dar dacă uh -huh. tu te consideri, de exemplu, eu, a, poate eu sunt un expert nu cam așa bun de asta și o refuză. Atunci, închești în zona așa disfuncțională. De asta e important și înseamnă. Nu, dar niciodată refuzul unei persoane nu o treză dubii vis-a-vis -vis de capacitățile mele sau de expertiza pe care uh -huh. am în spate. Uh, de fapt ceea ce mă convinge sau, uh, ce mă conving nu știu câte oară este că uh, există un grup de oameni foarte clar pentru mine și al puțin adică ei scontră, eu de la o poștă dar mă văd cum sunt ei și de ce ei fac așa cum ei fac și eu intuiesc că asta este datorită lipsii de, de uh, educație inclusiv financiară Asta înțeleg. mai mult poate fi ca etichetare. Caroce lui Vlai cu tare, nu-i place când oamenii nu și apreciază timpul unul altuia. Da, înțeleg, 100%. Da, da în, în, zona profesională lui like cu nu-i place când asta tot e gratuitate, așa Da, nu-mi plac Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Depinde. Dep pentru că nu duci să la magazin. Depinde cum folosești. Este gratuit când intră și îți dă ca și caval sau crnaț. Dar nu e gratuit. E gratuit. mă că e folosit altfel. Ten. A, pentru cumpărături gratuit. E clar nu că e pentru în spate alt niște Exact. Păi asta și fac și bloggerii, nu? Sistem. Da, fac da. live-uri, da? Că mm. tu ai întrebat de borde. Deci el face live-uri lui în fiecare sară, mm. în așa. Pentru că să caduni și după asta să treacă mai departe, mai departe, mai departe. Că așa și cu magazin. Ești întrebare. Cum folosești tu consultația ta? Gratuită da. ca instrument de vânzare? Sau cu plată deodată? Și... Și cam asta. Și e că aici e disconfortul. Nii ne-a plăcut. Tu spus un cuvânt cheie. Noi l-am mai discutat. L-am mai discutat în, în, alt podcast. Toleranța la disconfort. Da. da e că asta e cuvânt da. cheie. Adică dacă Nini e incomod cumva să răspund odată sau de, și de orice situație ne-a fost incomod, eu câteodată am avut așa situații tot de este simple, mm -hmm. dar le numesc situații. În care trece, așa să-mi să mă rușine sau în că mă înghimpa sub față, Înțelegi? sau pe uli. Știi? Foarte mare stres, da? Da, e stres. Așa tu cum mă înghimpă și odată te-o înghimpată a doua și pe urmă pe am începe a le citi și Dumnezeu da. cu voi, oameni buni, eu și eu. Dar asta, serios, sunt momente tare incomode. Asta stă la bază, de exemplu, și la terapia de anxietate socială. Da? Ți-i rușine să spui ceva, că nu cumva să spui, tine uh -huh. Și există tehnici de hai să scapăm o, o sticlă jos, da, de plastic, în fața unui public, da, te duci, nu știu, la un magazin. Să vedem, ok, hai să telefonăm pe un număr necunoscut, uh -huh. Am pare rău, am greșit, da, adică tu să tolerezi poți să faci greșeli. În cazul, da. Ea un fel ca și ideea de vaccin, da? că adică da, tu da. introduci o lecție, da, 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 da. te adaptezi, mm -hmm. da. Și eu aș privi mai multe ca chestia pe care tu ai spus-o mm -hmm. fix ca la magazin. Ei știu că sunt anumite, anumit procent de pierderi. Uh -huh. Mă ar fi că într-un magazin cineva fură, cineva mai pune sub așa. Da. Ia, și... S -s mai stric. Da, și magazinele știu despre asta și eu în considerație că undeva vreo câteva procente din producție ca așa să fie. Da, cineva să și cineva să trebuie uh -huh. de aruncat, eu în considerație. Așa așa e și în considerație că sunt persoane care See, yeah. să ia să-ți scrie, și, pur și simplu să ți uh -huh. una, să dispară, vine peste o lună, pe urmă, iară, așa, e ca așa să fie pur și simplu trebuie luat din considerație că există. Numai că așa magazinele pun la preț acel mic procent din pierdere și tot așa și oricum tu la cheț. Prin, sau, mă rog. Tu poți da, în magazinul nu, nu e în pierdere, tipă, vezi, calculează normal. <ră> <ră> Probă, nu, da. Crești prețul la consultație. Da. Dar dar e și interesant factorul, că e și deja vin alți factori economici, cerere și ofertă, numărul de competitori în piață, e și să complică da. deja tot tema asta. Cum revenim noi la motivație? motivație. <laughs> nu știu, acolo cineva a zis că Andrew Tate, a zis că motivația e bullshit. Da, da, am citit asta și eu, da, ți-am dat, așa -i? da, 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 da. Și a ajuns la pușcărie ăștia. <laughs> nu, la Andrew Tate e altă istorie. El acolo, în societatea în care au crescut, ADN-ul lui, în parte partea biologică, în da, adică, vezi că poți fi... Tot ce are el din ADN, ul primit. Asta influențați, de exemplu, cum poate el să privească. Experiențele lui, că nu a avut e cel mai bun copilărie el. Și partea asta de cultură în care el a crescut. Plus, poate are niște dorințe și o prins ideea că dacă ești în Statele Unite Americe și acolo faci așa niște schimbări, niște idei de astea controversive cu vizualizări și asta poate să aducă bani, da? mm -hmm. Și sunt multe persoane care sunt în extreme. Pe baza asta și Jordan Peterson da? o zis despre feminism și acolo mulți care, da, mușe! și s-au dus în zona lui. Mm -hmm. Și așa poate fi dorință, experiență și l-a făcut să aibă așa o viziune despre viață, dar eu n-aș da valoare. N-aș da valoare pentru că el o dă de tipul valoare, gen femeile biologic sunt monogame. Mm -hmm. Și am auzit într-un podcast tare interesant bine, uite, biologic este noi ca că tac pe ce vă râziți. Eu spun bip în caz dacă aș tare trist. <laughs> Știi cum era gen, biologic este să te cași și nu te ștergi la cură, da? Că asta e <laughs> biologic. Odată și tu te-ai la cură, asta deja e o abilitate. Dar tu ai să-ți știi, ai învățat să-ți speli pentru că nu cumva să fii vreo infecție, da? Așa. Dar biologic, asta înseamnă doar așa. Sau e biologic să dormi, uh -huh. dar nu să-ți faci casă. Cum te n să faci casă. Uh -huh. Asta e abilitatea să-ți construiești casă și fel de casă și, și fel de haine. Biologic uh -huh. este să este simplu așa, în pielea gol. De aceea când el zice, de exemplu, că femeile biologice sunt monogame, asta e ca că, 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 că l-a dânsul foarte mult populism. Da. De aceea n-aș da valoare la astfel de motivații când zice el că e bușit. Uite, sunt așa chestie. Că eu citesc vreo două, trei, să vedeți că am cușit o confruntă lumea. Noi cred că mai avem vreo 20 de minute, așa e? Maxim. Mă simt de parcă nu sunt capabilă din nimic și nu mai am nicio speranță sau dorință de a face ceva. Lipsește motivația din cauza multor frici de, din spate. Lene, cei din jur se uită sceptic la visele mele. Dacă aș fi crescut în mediul în care mama ar crede în mine, ar fi mai bine că mm -hmm. de, asta, de asta tot e legat în motivație, în general. E, e foarte interesant fenomen E foarte interesant cu motivația fenomenul. Și eu e că ne mi pare că noi încă nici, nici 30% n-am abordat. Din da, e foarte mare. Și e acolo foarte mult teorie care fiecare văd din punctul lor de vedere. Dar aici poate să vorba și despre o depresie. Da, lipsa de motivație nu e egal de fapt cu... Poate fi, nu neapărat, poate fi și disprostare, poate fi depresie, depinde și fel de depresie, adică trebuie să duci o evidență, cât timp eu deja nu am motivație, că poate de fi, marge. nu știu, depresie sezonieră și anume pe timpul ăsta de anul, de anul timpul ăsta poți să mă râd. Și atunci revii, și apropo, sunt de exemplu lămpi speciale care imită anumită lumină, de. care este a, lumină de zi, și care tu sunt pe timp de iarnă sau în zonele în care țările a soarele foarte repede, acolo cumva să alimentezi. Dar trebuie să vezi evidența de cât timp tu n ai motivație, în ce zonă nu ai motivație, la general sau în anumit domeniu. Poți fi și o procrastinare care tot e o parte din depresie. Mm. Și atunci e important, în primul rând, să dezvolți autocompasiunea, adică tu să nu te Pentru că în depresia merge mergea autoblamarea. Eu mă uit la alții, le sprimește, la mine nu primește. Și este încă așa o idee gen... Eu cred că una și aceeași soluție funcționează pentru toți. Da, de exemplu, tu ai aplicat o soluție la tine, o înseamnă că și la mine. Eu o aplic, dar nu merge. Și eu nu consider că soluția este ineficientă pentru mine. Eu consider că eu sunt rău. La tine o mărți, dar la mine nu o mărți. Înseamnă că e bună soluție. Să că eu sunt rău. Și e ca oamenii cumva se autoblamează în zona asta și trebuie să dezvolte autocompasiunea să-și permită. E ok, e o perioadă bun. Sunt multe tehnici de autocompasiune în care ideea acolo măcar nu, nu devine tu singur în amicul tău. Și așa te nu prea bine. Hai, nu, nu te bate și tu singur pe tine. Asta ar fi una. Doi măcar să duc la specialist să vadă. Da, tu știi că e foarte... Tu ai avut, tu ai avut în general, în interior, așa, niște remușcări cu tine, chiar cu tine și să, momente să să nu fie, ca și cum zice, mm -hmm. să nu fie inamic? Hai altfel spun întrebări, dar tu des cu tine chiar? Mereu. Da? cum. Și ai avut situații în care tu ești contra ta și tu ești cu tine? Să cu tine? Nu, no, eu contra mea nu pot să fiu. Nu? Nu mi se pare. Adică eu nu înțeleg cum eu pot să fiu împotriva mea n a că așa cum spune că Maxim. eu pas, înțeleg, da, ce zici. Eu, eu, cred că foarte des oamenii se învinuiesc pe ei, dar nu pentru că ei sunt împotriva lor, dar pentru că ei nu găsesc alte metode de comunicare cu ei înșiși. Mm -hmm. Adică ei nu intră în esență, că stai cu tine, că de fapt există niște factori, există și oameni în jurul meu care au dus la acest rezultat. Dar care pur și simplu să facă acest shortcut, adică să ia calea mai scurtă, să zic, că ei, eu eu sunt rău? Mm -hmm. maladeț, nu. Dar eu așa nu fac. Adică eu cel puțin tind să cred că eu așa nu fac cu mine. Eu, evident, în momentul în care sunt, că există un eșec sau rezultatul nu este la nivelul pe care eu l-am așteptat sau mm -hmm. care mi l-am propus să fie. Evident că caut aceste motive adică, mm -hmm. de ce nu s-a întâmplat așa cum am vrut, dar nu că eu sunt de vină. Pentru că, mă rog, nu... Nu, mai scurt, nu depinde totul de mine. Nu sunt eu centrul universului și de mine depinde tot. Adică sunt factori externi și eu, din păcate, uneori sunt și victima acestor uh, factori. Destul de, de funcțional. Da. Știi, dar hai da, să întoarcem în la perspectivă cu motivația. Dar poate oamenii nu au motivație pentru că pur și simplu nu fac și ei și le clase sau suntem? Eu am observat așa o tendință, sunt multe întrebări pur și simplu din partea oamenilor, e multă întrebări așa, cu limitele personale, oamenii nu știu să-și pună limitele personale și aici e mult disconfort. După asta există neîncrederea oamenilor din jur, adică că așa nu mă susțin părinții, nu mă susțin persoanele dragi, adică nimeni nu crede în visele mele sau le ia în râs. Da? Și de aici se formează o chestie că oamenii încep să simtă ca și cum trăiesc o viață greșită, știu Că că toți din jur spun una și parcă e una, dar eu sunt alta, dar nimeni nu validează și aici sunt eu. Și atunci, cumva, sub presiunea asta, îți scade toată motivația și vreau nu vrei să faci nici. Și cază în depresie. Poți fi explicați, da? Când mimez, pentru că atunci când mi tu trebuie să aloci niște resurse. Da? e ca și în cazul acela când ține-ți place persoana dată când tu ai resurse suficiente, tu poți fi amabil, asertiv, dar când nu ai resurse, nu ai dormit, nu ai mâncat, uh -huh. tu deodată ești agresiv. Uh -huh. Și în momentul ăsta când tu Încerci să mimezi roluri diferite, vrei să pare bun, dar deci tu nu vrei să fii în companie ce, dar totuși te impui și porți o mască, asta se cheltuie mari de energie, de resurse interioare. Și motivația repede poate să se ducă. La pachete ar vine și învenuirea, deci eu stau acolo, deși eu ies cu oameni și ea, te întreb, dar și ești tu dacă faci asta? Adică cumva, singurul, n-ai în tine, de, ce eu fac asta dacă eu nu-mi doresc? Cumva e paradoxul. Eu nu vreau asta, dar totuși fac asta. Și se întâmplă atunci. Mm -hmm. Și asta poate duce la lipsă de motivație. Eu des am văzut o chestie că foarte multe persoane care nu și-au asumat niște decizii, adică, mm -hmm. de exemplu, elevul termină liceul și unii mă duc la universitate. Tatăl îi spune, tu te duci la medicină, mama îi mm -hmm. zice, tu te duci, de exemplu, la contabilitate. Și el. Nu știe încă unde vrea să ducă, nu și-a găsit această vocație, el încă nu este sigur ce vrea să devină și cine vrea să devină și să duce drumul A sau drumul B. Sau ce, vă Sau ce, da. Dar nu, dar nu urmează un drum pe care el și-l-a dorit. Adică, pentru că dacă el și-ar fi dorit și avea să-și asume acest eșec, automat, el avea să ia niște concluzii și pur și simplu să treacă la următoarea etapă de evoluție. Cel puțin așa, eu îmi imaginez că se întâmplă. Dar el ia această decizie, el își asumă această viață, între ghilimele, sau această decizie a unuia dintre părinți, el face chestiile astea dincolo de motivație, adică el pur și simplu face și pentru că așa i-a zis mama, așa i-a zis tata, mm -hmm. nu mm -hmm. pentru că el asta vrea. Și el ajunge în punctul în care el devine într-atât de ars de această idee, pentru că el nu-și urmează viața lui și destinul lui, dar destinul un altcuiva, alt că el pur și simplu îi apar frustrările îi apare depresia, îi apare tot felul, el mai scurt, el nici nu mai vrea să audă despre lucrul ăsta. Doar dacă, hai să zicem, printr-o minune, ceea ce eu recomandat, de exemplu, mama, tata, nu contează, de fapt, stai lecuță, când că îmi asta să fac și atât, din mers, el prinde acest avânt. Cel și atunci, de da, nevoie, adică da. când te conformez pentru că prea mult timp a trecut și pentru că e haide, las și așa. Da, dar oamenii ăștia, dacă observat, sunt foarte triști, mereu. Da. Ca fel de-a fi, Adică tu te o și tu ești un om trist. Nu de atâta că nu zâmbiești, dar pentru că tu se vede că tu nu ai satisfacție din ceea ce faci. Adică tu nu mă inspiri prin modul tău de a fi, prin modul tău de a face lucruri, tu nu mă inspiri. Eu să fiu tot bun în ceea ce fac eu. Uh -huh. Pentru că oamenii se alimentează, îi fac schimb de energie. Tu nu poți să trăiești fericit într-un grup de oameni care mereu îs pasivi, sunt negativi, cum să zic, n-au vlagă. Uh -huh. Da, asta poate fi o idee, că vlagă tot în ridicat în, 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 tare interesant moment. Atunci când tu mergi, te deplasezi sau te plimbi prin oraș sau mergi în transport public și vezi că toți boți asta nu te influențează să scadă și să motivația. Depinde de experiențele de zi pe care le ai. Dacă tu și tu ești dintr-o perioadă nu prea bună și vezi asta, da, asta poate să te influențeze direct și pe tine. Dar dacă tu mergi drumul tău și tu vezi asta, poți să ai o compasiune, văd, de dânș. Și îmi pare rău că pe dânsă, și așa influențează viața, situația în care ei se se așa. E ca și chestia aceea, știi, cum mergi pe stradă, vezi pe cineva care cere bani și poți să ai o compasiune, că îți pare rău că a ajuns în situația asta. Mm -hmm. faci posibil să-l ajuți, de exemplu, îi oferi acolo o parte financiară sau îi cumperi de mâncare, mm. cum poți să-l ajuți și ce cere, dar ai o compasiune gen îți pare rău, dar nu neapărat să te influențezi, să duci acasă, tu să te pui și să zici, doamne, și eu o să ajung așa, da? Depinde uh -huh. de mult da, da. Și, și, te influențează în exterior. Când treci odată pe lângă de un sol ajuns, a doua, a treia, dacă când treci a șaptea lună la Și rând. el tot nu ajunge la briceni care nu văd 40 lei să <laughs> la <briceani. laughs> Mai, știi, dintr-o parte, noi, noi din perspectiva asta, din filtrul <gură> ăsta, dar noi nu știm cum el trăiește. Da, de acord. Și atunci noi, când noi să nu înțelegi numai fiind în zona lui, e fix așa și când părinții ți-i spun eu, lasă că să ajungi la vârstă <gură> și ești, ne fi gac, ba când ajungi, zici, aaa... de că și eu avut în vedere, da? Da, de că varianta ta care tu ai spus că treacă să fii autentici, acum este ceva normal în companiile din Statele ale Americi, care vin cu recomandare, aduți sinele tău la muncă. Adică încearcă să te manifesti, că acolo tu o să ai autonomie cât de cât, tu acolo o să ai un control al manifestației. Da? Și acum chiar și la voi, acum eu văd, și da? cineva poate să-și pună un dista, cum e, zici, care coabori cu... Un cu... vaporizator da, 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 Umidificator. da, Umidificator, da, da. Un da. Și pune, cineva își pune o floare, adică își aduci... Să manifeste. Da, sinele său la muncă. Cineva poate să-și pună că un în anumit timp. Cineva poate să-și pună, nu știu, un numit... Cum se numește? să-i mișoc, știi? în da? Da. Și pui și te așezi acolo, nu numai că adică stai pe scaun și pe masă, da. și așa, e, îți dă o autonomie, că eu pot stau la masă, dar pot stau pe acel, cum ai zis? Bin back. Bin back. Back. <laughs> back. da. da. Adică, și ce dreptul asta, într -o într -o asta lea că poate să afectează productivitatea? Productivitatea, da, dar... Poate, dar poate <laughs> pentru, depinde pentru cine. Că da. cineva da. vrea să fie așa, de asta și tu îi dai autonomia, legi, cum tu vrei să uh -huh. nu Pentru altcineva stă la masă, stai chem, pur și simplu, așa stai să mereu, nu știi cum să găsească locul. Da, da, sunt de acord cu asta. De acord, interesant. Foarte interesant tema. Și ne oprim aici sau vreți vre, vre, să mă închide? Hai, dă da, da, să rezumăm tot ce am discutat noi azi. Despre ce noi azi am discutat? Discuta despre motivații. Despre motivație, despre faptul că... Cum ați găsat și motivat? Da, da, da să mi dau și eu un hook care să nu mergi. Dar și să am motivat. Și da. face minele cu compozițional -mi da. Nu, hai să am vorbit ceva complicat, care ajutați n înțeles. Ne, ajutați -ne, Noi dacă am ajuns în punctul ăsta, ajutați-ne și faceți un rezumat, poate voi, despre toată discuția asta. Cred că asta e cel mai bun exercițiu. Un rezumat în comentariu despre discuție și v-a fost vă util din discuția asta. Și ce este motivația pentru voi? Super! plecat în câmpul de, Să mă întâlnesc cu tot ce e.